Ghicitoare, ghicitoare, cine mă mai place oare? Iolanda, tu ești un pic geloasă. Trebuie să fiu și eu un pic mai răutăceasă, așa, să vedem cu reacțiile. Ai vorbit sus în vestiare. Patru și tu. Am vorbit și aici. Păi vorbește de acum aici. Iolanda, eu te văd pe tine falsă în privința lui Mihai și invers. Nu am zis asta. Încearcă să pleci cu ea de aici. Nu te lăsa. Nu-i greși, nu o trăda și nu-i supăra. Nu, stau în fire să trădezi. La voi se vede din partea la amândoi. La tine se vede mai mult din partea ta, ce am observat eu momentan, decât din partea lui Mihai. Se poate să vină Mihai în casa fetelor să o mai destreseze puțin pe Iolanda? Că se pare că este puțin nervoasă. O vrei? Salutare, băieți! Salutare! Salut, domnilor! Salutare, băieți și fete! Salutare la toată lumea! Neața, frații mei! Neața, salut, salut, numai bine, la mulți ani! La mulți ani pentru ziua de ieri, sau ce? Încă o dată la mulți ani, da? Ce vrei să faci? Wow! Plătite? Nu tu! Nu, va trebui să scoatem și o oală să fierbe în câțiva. Adică o omletă. Omletă? Uh-huh. Omletă, nu? A zis omletă, nu? Și fierbe și cremă. Și, da. Hai, trage. Dă-le afară pe gură, hai. Îl dai afară pe gură, nu-mi ții gura deschisă. Trage-l pe nas, hai. Nu s-a întâmplat nimic din vina ta. Nu te-ai mai văzut oricum de ceva timp cu el. Se mai întâmplă. E șoc. Gen. Dar aici ești în casă. Dacă îl iubeai așa mult, erai combinată cu ea și nu mai erai aici. Am făcut o glumiță? Nu a fost deloc așa. Da. Dacă ultima oară când am văzut în toamnă, te văd. Mi-a zis, dacă te faci brunetă, te combin la loc. Dar a fost la glumă, știi? Da. Dacă îmi zicea... Știți deja, băieții trebuie să facă ceva de mâncare. Băieții trebuie să facă ceva de mâncare la alegere. Băieții însemnă voi doi. Bineînțeles, Cristian și Mihai. M-ai schimbat și voi. Mi-a plăcut că ieri ați făcut pastele alea. Să mor de mi-a plăcut ieri. Da, aproape a fost bune. Hai mă, că au fost. Da, mă, practic ai lins farfuria, ca ce mai spun? Am fentat foamea, vrei să te mint? Bă, măcar că am păcălit foamea. Da, da. Hai să încercăm și altceva din meniu de acolo, ia citiți meniu. Păi, propuneți, ce vreți să facem? Hai, bă, fii atent. Nu, fii atent, hai să facem o salată de fructe. Hai, de mă, hai să facem un da, platou frumos, așa, un platou haiducesc. Pii de dulceață, ce am pus. Da, mă, da, e bine, wow. Uite, să ne de exemplu, săptămâna asta când am fost eu lider, v-ați înțeles bine cu toții? S-a, gen ca și grup, așa, dar am înțeles bine cu toții când am fost eu lider? Mișto. Da, dar nu că ai fost tu neapărat lider, am înțeles tot. Doar că am fost ziua ta, norocul tău, dar în rest nu. Poate puteam să... Vezi, v-am pregătit o săptămână de... În săptămâna în care am fost lider, ați avut o săptămână relaxantă aici în casă. Nu au fost... Păi nu contează. A fost? Dar oricum, ne-am înțeles bine, bro, da, și... Eu cred că el încă doarme. Nu te-ai trezit? Ba da, m-am trezit, dar vreau să zic. A fost o săptămână frumoasă? Foarte frumoasă. Da. Eu oricum am să țin minte data de 13 da, aprilie. La mine săptămâna asta nu va mai fi așa frumoasă, că eu nu mai am camera roșie. Am și primit sărut. Ei, da, bă, săptămâna viitoare nu mai ai camera roșie. Săptămâna viitoare nu mai am? Da. Săptămâna viitoare.
Păi până săptămâna viitoare. Oricum s-au terminat camerele. Ca idee. Nu știu. Nu știu. Pentru că liderul poate să mai propună. Corect, corect. Păi și eu pot să mai propun, dar tu nu poți să mai primești. Păi nu, săptămâna viitoare. Săptămâna viitoare. Adică astăzi? Poate, poate. Sunt curios ce să mai facem asta. De ce de... Mâncare. Cum a fost camera ta? Mă interesează ce facem astăzi. Mișto. Ne dea drumul la conversații cu fetele. Mișto, adică... Am eu o propunere de joc. Bă, dar noi n-am jucat încă la am frate, fetele, și la cel mai top, bă. Joc de cunoaștere care? Am frate, dar trebuie să jucăm cu fetele. De cu fetele, normal, nu doar noi. Da, nu ori, noi aici. Deci vreau să vorbesc mai târziu. Eu vorbesc că n-am fiind liber și vorbesc cu producția să ne facă conexiunea cu fetele sau să ne lasă în camera fetelor, în casa fetelor. Vreau să ne jucăm am cu ele, știi? Da. Mai mișto trece timpul când suntem în casa fetelor, nu? Cum? Dar fii atent, vreau să jucăm am-nam, dar bă, dar fii sincer, mi-e ușoară că e bucătărie mai mare aici. Chiar dacă ești cu Iolanda și n-am intrat la ele în eu vorbesc cu Kinga sau Cristi cu Ștefania, vreau să ne aranjăm la jocul ăsta am-nam, în așa fel încât eu nu vorbesc cu Ștefania. Știi? De exemplu, stau eu, Ștefania, tu, Mihai, Kinga, înțelegi, să nu stăm unii lângă alții și să ne jucăm gen, să ne cunoaștem, să vedem care... Foarte bine, da? E de 15 minute. Te-a supărat, mă? Am-nam. Păi, doamne, ce sunt eu, cățel? Foarte bine. N-am vrut, pa. Foarte bine. Mai ce să vină el la băguță. Nu s-a ținut ulei? Adică acum ați face pe inabordabil. Nu? Da? Acum ați face pe inabordabil. Să fie și el hardware. Să vină și ea spre mine. Degeaba mă duc eu numai spre ea. De ce? Dacă vrea, bine, dacă nu... Acolo, acolo, acolo. Așa. Aș putea să-l văd un minuțel pe Radu, vă rog? Mai zi pentru ceva. Că mi-e dor de el, explică-i camerei. Da, mi-e foarte dor de Radu și aș vrea să-l văd puțin, vă rog. Da, v-am spus că nu. Mai târziu. Vă mulțumesc. Poate vă răzgândiți. Nu o să se răzgândească. Mă, poate mai sunt surprins. A, dar stai că... Dacă astăzi e cina, tu o să te vezi cu Radu. Nu, azi cina. Mâine e cina. Mâine? Da? Azi, mâine, ce mai contează? Am uitat. E pe aproape. Da. Așteaptă și tu un pic, că tu, fata, să fie dor de el. El a avut două... o oră, cred, plus camera roșie. Da. Rad. Și la mers acolo, vai, la piscină. Uitați-mă din nimeni. A, salia. Vă frumos. Vedeți de acum cine pleacă în cameră la băieți să vină la timp. Da. Nu că aș vrea să dau pedepse, dar cred că la un moment dat mi-ar zice gen... Ce fel de lider ești tu? Tu nu dai pedepse? Și ce o să pățească Kinga? Nu mai văd săptămâna să te vezi cu Radu. Și mai bine îți dau eu una decât să-ți dea doamna Andreea. Da, da, da. Că deja am văzut cum dă ea o pedepsele. O pui pe Kinga, cred că pedeapsă, să spele vasele toate. Da. No. Asta cred că e oricum o pedeapsă foarte grea, să știi, din punct de vedere al frigului. Fetelor, când o să avem eliminarea, voi v-ați gândit pe cine să eliminați? Sau, de fapt, nu să eliminați. Să puneți șeful casei, pardon. Ah, scuze, m-a luat valut. Șeful casei. M-am gândit încă. Da. Liderul gen, nu? Liderul, da. Eu îmi susțin părerea de la început. O să-mi susțin. Să vedem cum e și săptămâna asta, deși a început foarte bine. Eu chiar sunt curioasă să văd, că bănuiesc că am putea să facem o treabă de asta, știi? Să vedem cum a fost și Radu ca lider. Să votăm pe cineva. Eu să zic că săptămâna a început bine. Cum ai fost tu? Da, dar Radu a văzut că a zis din prima. Eu am împărtășit toate astea. Ăla face aia, ăla face aia, ăla face aia, ăla face aia, ăla face... Oh. Dar oricum, păi dacă mi-ar zice asta... cineva, să fiu acum, Lari, Dori, voi doar pe bucătărie. N-ar păi, fi fost ciudat, ce... gen? Știți ce ați fi mâncat voi dacă eram noi două? Da. Omletică toată ziua și gumiță din când în când. Dacă ăla-i desertul. Sau nu, clătită. Da, să zic că, da. Cred că săptămâna asta la băieți a fost Mihai. Au fost cu... pedepsiți, dar n-au fost pedepsiți că le-a dat. Cristi. Cu Cristi. Cu Cristi. Da. Mm-hmm. Să gătească. Au, ia napură. Ce mă frige? Mă curentează. Hai că mergea cu un pic de vin. Am energie în mine. Am vibe-uri în mine. Ai vibe-uri? Da. Ești top. N-am și eu ceva să mă șterg. Este mă prosop. Ba da, bă, uite, sunt prosop. Păi n-are blugi. A, palmiță.
Ia, bă, ia răzătoarea. Vreți și cașcaval? Nu, mai vreau. Cum să mănânci o cașcaval? Poate vreau, uite, poate vreau să-mi pun de la rasă, așa, știi, pe rasă. Băi, asta, mă, dacă vrei să o rabi. Diana, ai răspuns. Wow! No, serios? Ce răzut! Mama, nu știu ce chisești. Ok. Hai, merge să-ți mănânc eu mâncarea. Du-te, Ștefi. Pușii cu păpă. Pa, fetelor! Doar două fete? Sau trei. Toate? Trei. Cine? Patru. Cinci toate. Deși restul ce a rămas sa manet. Show yourself! Hello! Hello. Ce faceți bune mâncare? Noi am făcut deja, dar n-am apucat să mâncăm. Bună, bună! Nici noi n-am apucat să mâncăm. Nici noi nu mai apucăm. Ai pus una pe fără. Ia uite-o mă la roz. Ne-am fost chemate. Da. Deci chiar că mare greșeală faci. Băi, nu știu, să știți că noi nu v-am chemat. Ce răi sunteți. Noi nu v-am chemat. Dar nu vroiați acum? Se vroiați cu... Nu vroiați cu fetele. Sunt răcită și vă dau la tot. Sunt răceală abia. Bine venite. Sunt răcită și vă dau la tot răceală abia dacă vă pot. Acum e... Că-mi faci pentru ea, da. Să ne pupăm. Pusiclin, pusichet, pusiclin. Îmi dă voi ăla. Și ce faceți voi? Noi încercăm să mâncăm și uite, tocmai am înțeput. Dar avem și noi în casă. Nu, nu mâncăm. De ce vă chemă doar pe voi? Pentru că noi am ghicit o ghicitoare. Ați ghicit o ghicitoare? Da. Care e? Da. Putem să zicem? Da. Ce? Ce îți aparține ție? Am văzut că te și folosesc ceilalți. Ce îți aparține ție și numele? Numele. Ce sau prenumele? A, și voi trei ați ghicit atât? Da, scrieți numele. Și restul ce au zis King aceasta? Vrei să știi? Da, chiar e. Vrei să știi brichet? M-a întrebat azi dimineață Radu, dacă e preferatul nostru și am zis că al meu nu. Ce era să părat? Dar m-am referit ca și prieten. Păi nu am vorbit prea mult, am vorbit mult cu tine, n-am vorbit. Cum să fii preferatul meu dacă n-am vorbit veci cu tine? Da, așa e. N-are cum. Gata, Mihaiță? Nu mai sunt, mai sunt. Eu zic că preferatul meu dintre băieții Robert pentru că el mi-a dat cel mai mult sfat. Păi, nu le-ai ascultat pe ale mele, ca să... Adevărat ce asta. Păi... Nici n-ai timp de mine. Cum? Nu am timp. Hai cu mine aici. Hai, Larisa, nu știam care a venit. Da. Asta-mi dacă pas cum. Se pare că astăzi am rost bine de tot. Da? Să știi. Mulțumesc. Să fiu și eu un pic mai rău cu ceasă, așa, să vedem cu reacțiile. Să te încerc în toate situațiile. Te pun aici la cratiță. Ia uzi la el! Nu știu dacă se supără băieții pe mine, că nu mă duc să-i salut și pe ei, așa că... Nu, dar poți să faci. Nu sunt genul așa. Eu sunt gen de persoană care abia mă apropie așa. Foarte bine. Eu sunt gen acum, de azi încolo, eu...
să le respect în continuare, clar. Da. Nu să le mai sărut. De ce? Sub. Poate în palma și... Serios? Nu trebuie să faci asta, dacă, numai dacă așa simți. Tot timpul așa am făcut ce am simțit. Bine. Cu niște fete superbe, nu mai vreau. Asta e un gest frumos. Oh, ce drăguț. E la fel am ca un sărut sau o îmbrățișare. Care râs auzea din partea asta, al cui? N-am înțeles ce ai zis, Lauren? Nu e problema. Ce ai zis? Am zis că sărutul sau îmbrățișare e tot aceeași treabă. Da? Uite, poate eu vreau din sărut să transform în o atingere. Că mă duc după mine sau îmbrățișare, nu neapărat. Nu neapărat sărut. Vezi? Bine, în casă... Și Sorin, ești supărat că nu a venit Bianca? Nu, de ce să fiu supărat? Nu, zic, nu ți-e dor și ți-e dea. Păi stai așa un pic, dacă e bine, e bine, dar dacă n-a venit, nu o să-mi iau zilele. Păi n-a venit pentru că n-a nici ghicitoarea, nu? Păi fie mai atentă. Nu se pricepe la ghicitor deloc. Așa bine e când mănânci. Deci, Robert, nu o să mai aibă săptămâna asta cameră roșie. Sau săptămâna viitoare. Când următoarea cameră roșie, el nu o să mai aibă gen, nu? Da, da. Și nu o să mai poate nici să fie chemat. Nu. Deci n-ai de ales, rămâne Sorin. Poate le-au pe Radu. Și dacă Iolanda ar fi fost aici, ar fi fost... O să-l iei pe Mihai, pentru că-ți pierzi timpul. Da. Am auzit deja replica asta de 11.000 de ori. Dar știi nu, cum n-am luat ce să mă dețin. Timpul meu, o să îl dau cui vreau eu. Adică tu de ce am spus că îmi pierd timpul? Dacă eu vreau să... A, ea se referă dacă îl chemăm vreuna pe Mihai în camera... Eu intenționat, îl voi chema la un moment dat. Și eu îl voi chema? Dar știi care e chestia? Dar doar pentru că eu am zis că vreau să vorbesc cu fiecare băiat, indiferent că... Da. Care... Da, ca prieteni. Tocmai. Nu înseamnă că dacă îl chem în cameră și trebuie să-ți placă de el. Trebuie sau să fim o familie, nu trebuie să ne cunoaștem toții. Nu, că dacă îmi de el, mă gândesc că îl chema de la început. Da, a zis Mihai în gală că noi am fost geloase atunci de el. Pe nu, da, pe... Pe el, că ce? Că a ales-o pe Iolanda să interacționeze la ea. Chiar am disimulat prost că, nu, că sunt geloasă sau ce? Trebuie să învățăm fetele să ne ascundem geloziile astea. Da, adică că... Că nu-s ok? Nu. Da, dar noi toate, cum am zis, n-ai procedat bine, n-ai procedat bine, probabil au crezut că noi din gelozie spunem asta. Bă, dar știi care e problema? Că mai multe dintre noi nu înțelegem treaba asta, că una e să dai o treabă de asta cu... Din punctul meu de vedere, eu aș face așa, se taie cumva eul din față și rămâne, ar trebui, știi, te duci în partea asta. Nu e nimeni obligat să asculte, dar dacă tu vii la mine și îmi ceri un sfat și eu zic... Păi tu îți dai gen așa, părerea ta, da, ca și cum aș fi eu locul tău. Nu se interpretează, știi, cum că ți-ai dat tu părerea. Din cauza voastră eu m-am despărțit de Mihai. Șoc, șoc. Păi nu că așa a venit. Zorele țin de fetelor. Nu, că atunci așa Nigea nu o luat. Are dreptate aici, cum zice, că nu știu cum. Ea când a venit supărată a doua oară, când s-a văzut cu Mihai, a zis, din cauza voastră, că voi mi-ați spus să. Da? Și am fost eu ți-am spus să. Ce măi, Iolanda, dacă am vorbit proceda, sus. Eu nu aș proceda așa, dacă aș fi în situația ta. Eu i-aș spune așa, 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 așa. În funcție de ceea ce mi-ai spus tu, eu ți-am dat răspunsul. Ca după aceea să-mi zică, Iolanda, în vestiar... Eu n-am mai ținut minte, că eu voiam să-i spun cum mi-ai zis tu, că suna chiar super ok, dar n-am mai ținut minte. Păi și pentru asta ai venit în emisiune și ai aruncat cu noroi în mine că păi da, dacă l-am din cauza mea te-ai despărțit? Eu una n-am întâlnit până acum, sincer vă spun, în atâția ani, o femeie care să plângă, sau fată, că nu-mi dau seama, fată, femeie, care nu știu, să fie atât de sensibilă încât dacă vede o boabă de strugure sau... O întreabă cineva ce faci? Stai puțin! E pus o întrebare destul de delicată. Și nu o imit acum pe Iolanda, că n-a fost chiar atât de dramatic cum o dau eu, știi? Dar nu știu, dacă chiar îți vine să plângi, plângi pentru că efectiv nu mai poți, ai ajuns la limite, dar lumea s-ar putea să vadă din afară treaba asta exact victimizare, ceea ce eu n-aș vrea niciodată să fiu victimă în fața nimănui. Prefer să fiu aia în care
mă cer cu voi că îmi susțin punctul mai de vedere. Mai bine mai tăioasă decât... Da, decât, vai, săraca, Bianca. Te dau exemplu pe tine că ești oricum, aici. Oricum, e prima săptămână, gen. Bianca a rupt toburile. Mă, eu nu știu, adică eu nu cred Bianca. Că am plâns sau n-ai m-am plâns. Victimizat la modul ăla. Nu cred n-ai că am plâns, ai tăcut. Mai rău. Da, asta am simțit să fac, nu să tac în momentul asta ăla. Asta ai simțit tu? Da. Când am zis okay. Că e cazul să vorbesc, am vorbit, adică nu... Ai vorbit sus în vestiare. Pațu și tu. Am vorbit și aici. Păi vorbește de acum aici. Păi dacă se încheia emisiunea... Noi nu o să mai avem cum să mai vorbim. Nu, da, când... În fine, treaba cu tine oricum a fost lămurită. De aceeași zodie. Ne-am născut la aceeași oră. Dacă nu sunteți surori cumva sau frați? Cred că am fost într-o viață anterioară. Tu dai mare coincidență. Dar știi tu. Că frații nu se înțeleg de obicei. Bă, dau cu Adidasul ăsta scump pe tine, lasă-mă. Tu, noi ne înțelegem cu... Noi între surori ne înțelege. Nu, dar zic să mă ceartă. Singură la părinți? Nu, mai singură la frate. Părinți. Nu, mai am frate. Și tu? Singură. Singură? Zi, e obișnuită să fie singură, de asta e mai răutăcioasă cu mine. Nu e obișnuită să aibă o soră. Tu mie nu mi se pare că e răutăcioasă, sincer. Ce înțelegi tu prin răutăcioasă? Uite că nu m-a lămurit lui Robert, lămurește-mă tu, pentru că aveți același limbaj amândoi. Eu? Zi tu măcar să înțeleg. Răutăcioasă a zis? Da. Și tu și el. Spune-mi tu măcar, că el nu mi-a răspuns la întrebare. Zi așa cu cuvintele tale. Și pe el. Ai l-am întrebat, nu m-a răspuns. Nu, că mai ai tu replici așa mai tăioase uneori și te mai iei așa de dar recunoști că sunt sincere replicile? Adică sincere la modul sincere... când îți atrag atenția cu ceva, eu zic din sinceritate, păi nu da, că mă prefac din... când bagi joc de din punctul tău de vedere. Nu, așa zici tu, dar eu probabil percep, nu știu, replicile respective ca fi mai tăioase sau efectiv atac asupra mea, dar nu înseamnă că tu probabil spui greșit, că așa simți tu să te exprimi sau să... Să spui anumite chestii. Păi și dacă ți-a zice pe un ton mai frumos, ți-ar plăcea mai mult? Nu, cred că ar fi la fel. E tonul tău până la urmă, nu? Nu știu, te întrebam. Încercam să-mi dau seama. Depinde de cuvânt, știi? Depinde, depinde de cuvânt. Că una e să zici... Mai fetiță și una e să zici... Mai fetiță, e altceva. Eu nu folosesc fetiță decât în nervi. Nu, nu, nu. Tu, dar am folosit la așa. La Iolanda nu-mi dau seama dacă e dragă, este și la nervi și la fericire, cred. Dar la fericire nu prea îl folosește. Tu. Ați observat? Nu prea folosește la fericire, da. Și a zice că mereu îl. Nu, mai mult cred că la... Mai pus un sărut. Nu cred. Cred că Iolanda cu Mihai. Posibil că ei s-au mai sărutat. Ai o mamiță? Da. Da? Mă duc în alălălea aceea. Parfumul tău. Da. Dar parfumul? Ești tu. Nu mai am un parfum. Ce frumos. Ce frumos e să fie cu tine. Păcați că e mereu așa scurt timpul. Da, trebuie să te șterg mereu după ce te pup. Să știi că când plec înapoi nu mai am nimic. Vezi că trebuia să trece. Eu mi-am încercat norocul și am fost refuzat. Dar de 3-4 ori cred că acum, nu? Bine că și eu te-am refuzat de câteva ori, dar... E normal la început. Mine? Adică gen că... A, nu, nu, încă nu, încă nu. Într-o fel, da. Tu venești spre mine, nu? Eu veneam câte și tu. Hei! Ce mai vrea pahar? Asta da. Place stilul tău vestimentar. Mulțumesc. De astăzi? Mi-o ales, da. Mulțumesc. Cine ți-o ales? La oare. La mine ce ar putea să trebuie cel mai mult e să-i curentezi. Încă frumos. Nu mai spune astea. Sper că într-o zi să te vezi exact așa cum de obicei. Da. Chiar dacă ești câteodată nesigur. Chiar dacă ești câteodată nesigur. Dar o să... Și sper să nu... Și eu am. Și sper... Da, sper să fii și tu atunci momentele alea pentru mine. Nu mă de urechi, nu mă dragi. Crească mai mare.
Ce tare că se vă rămâne. La! Aici? Pa, băieți, pa, 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 pa. Cum te-ai plecat așa de repede? Păi stai așa că era să fiu pedepsit de la trecut, așa că nu mai... Să vă fie de bine. Pentru tot. Pa, pa, băieți, pa. Sper că v-a plăcut. Pa, pa, Mihai. Ați mâncat. Pa. Ai gustat? Cum? Ai gustat? Nu, 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 da. Da. Aveți grijă, pa. Da, bine, avem o vizitare. Poate să venim și pupi, pa. Când sună chestia aia, m-am învățat. Depinde urechile și dacă... Cum stai că eu? M-am învățat minte. Când sună odată, am și plecat. Exact. Cum a zis Andreea, știi? Dacă asta ai. Ce ai, mă, nu ai mai pupat, n-ai mai pupat fetele? Da. Nu m-a dat doar palma. La fel ca și cum ai, ca sau o îmbrățișare. Așa sunt eu, așa e firea mea. Nu vreau să înșele pe ăla. Ține-o jos, ține-o jos, că... Ne-a părut bine să vă vedem. Eu sunt curioasă dacă eu nu i-aș fi atras atenția dacă ea s-ar fi dus să-i ceară scuze pe bune. Bravo, bravo, nu cred, bravo. Nu cred. Când sună chestia aia, unde sunt fetele? Păi stai că eu m-am învățat minte. Când sună odată, am și plecat. Păi da. Cum a zis Andreea, știi? Da, dacă da. A spus ea că sună odată, momentele nu mai faci ia, nimic. Ia, liniște, trebuie. Liniște, liniște că vreau să aud. Dacă nu, cine întârzie, spală vasele. Păi ar trebui un pic să fie pedepsite. Te-ai mai sărutat? Nu! Ce ați făcut? Noi ne-am dat seama după aplauze. Ce ați mai făcut? Ce ați făcut acolo? Ce am fi putut să facem? Mai mult decât un sărut, nu? Nu, ce ați făcut în casa, băieți? Hai, bă, el făcea de mâncare și eu stăteam lângă el. Nu i-am pupat pe băieți că așa scurt e timpul, nu-l irosesc să sală pe toată lumea. Nu vreau să fiu, dar dacă ești tot, dacă ești tot creată... Tu, așa se vine. N-ai închis ușa. Întârziat, n-ai închis ușa chiar. O ai venit de... direct pe mâncare. Eu? Dar mi-e foame, nu. Și el făcea, da. Mihai făcea ochiuri. Păi de ce n-ați venit odată cu Iolanda? Că gen, ea nu știa de la toți băieții gen, să-i pupe sau așa. Da, da, ești ce-ați făcut? A zis Andreea data trecută că dacă tu nu știa că ești la vorbă, dacă ești... Ce pupă, nu mă, cine îți contează? Dar ai întârziat. Chiar dacă am bucat să pupă cu băiat, trebuie să pupe. A, ce drăguț! Da. Și atât, dar eu i-am durat cu băieții, acum mai trebuie să pupe cineva. Nu contează, el nu trebuie să sune a doua oară. Am stat un cât și băieții. Doamna, la revedere, la apă. Da? Mm-hmm, era tot acolo. A făcut de mâncare Mihai. Ce-a făcut bun? A făcut ochiuri. Da, mi-a zis să bușe, dar n-am gustat. Nici eu. Ar da bine. Ochiuri cu castraveți. Uite, fiți atente, hai. De-a-tă. Celelalte fete decidem dacă vreți și voi să spele vasele fetele care au întârziat. Că eu le-am da, chiar okay. A venit. Dar nu, că negociăm că dacă nu vor, nu dăm. Că eu nu auzi, am nu. Intenția data, să... Farfurile vreau să le spăl eu, că așa am zis înainte. Doamne, fetele, nu, dar eu... Nu, dălează pedeapsă. Și de ce nu era nouă mai mult? Noi am pupat și pe băieți. Eu știu ce zici. Doar că Andreea a zis cine... Sunteți dar în vorbă, sunteți în... Da, o sunat, uite, nu mai dat încă o dată da. Sunetul, că atunci a fost altă treabă la Kingo, că o dat de două ori. De trei ori. Dar mie mi-a convine. De trei, mai era o pică de patru. Kingo, spale vase. Dar am și ceva de spus, că dacă tu ai întârziat de două ori și nu mi-am pupat pe băieți, nici nu am intrat, nici nu am ieșit, pentru că eu așa am scurt, mi-e timpul cu Mihai, el mi-a irosesc să-i spun pe tăți. Ai părea bun, dar noi nu. Ți-ai zis, dar e cu pup. Cine ai zis, cine ai și așa. Ne zici că scuză-mă că am venit cu gemul lui Dori, dar eu băgat o prostia cu brichet. Acum să pui brichet. Mihai, să știți, dacă mai scurt timp, ce pe cine vreau să cunosc? Pe Mihai vreau să-l cunosc. Păi și să vorbim și cu alții. Nu, dar de ce? Nu, nu, fac împreună. De acolo, nu? Mihai, să știți că nu mai pupă fetele, dar au zis că oricum ne respectă, doar că noi, luați. Și batem papa. Dar ieri pe mine m-a pupat pe unul braz. Ieri eu pupat ceva, că nu s-au sărutat. Eu nu s-au pupat. Tu după aia nu are voie să ne mai pupă pe obraz? Nu, 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 dacă el așa vrea, ce mi-a zis acum că să nu credem că nu o să ne respecte, numai că el așa decide să nu mai... Să nu ne mai pupă. Da. Da. Fii atent, eu dacă mă sărut cu el, gata, am format un cuplu. Da, eu nu mai lăluiesc. Eu nu, da, nu, da, nu. Păi, da. Nu, da. Nu, Sumer, nu. Nu lăluiesc pe aici. Da, dar poate că ea deja a format un cuplu, așa a simțit. Nu, 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 n
Eu am crezut asta. Dar retoric vorbind, dar m-aș vedea împreună. Dar m-aș vedea cu grădină, puțin. Cu cine? Zi-mă ce propui, mă, pentru să ne vedem și noi cu fetele. Întâi facem curățenie, strângem masa. Așa. Și după aia o să vorbesc cu producția. Așa. Să ne facă conexiune cu fetele, că și ele sigur sunt la masă, nu poți să... Nu chiar acum. Da. După aia, dar lasă conexiune. O să vorbesc exact ce am zis eu. Ori, cum nu știu, vă las pe voi să alegeți. Ori, acum depinde, eu să le propun ambele chestii. Ori să ne jucăm jocul ăla de cunoaștere de Vansio, ca fiecare să transmită cât un mesaj indirect unei fete din casă, ori să le dea voie, dacă ne dă voie să mergem la ele, să ne jucăm sticluța cu amnam. Mai mergem o cu lingură? Toți acolo să ne strângem. Nu știu, dacă aș avea trei întrebări să trimit așa, aș trimite trei întrebări în trei direcții. Adică? Adică n-aș adică întreba... Adică e împrăștiat, frate. Nu, n-aș întreba aceeași persoană. Face toate lucrurile pe aceeași da, persoană. Poate chiar vrei să o cunoști pe aia, știi? Persoana aia. Păi da, dar dacă oricum, nu poți să îi spui direct persoanei respective, ea se gândește. Se gândește poate fata care ești și tu cel mai mult în camera roșie, la date, la cină și așa mai departe. Zice, oare pentru mine? Poate zice alta care n-ai văzut niciodată, oare poate pentru mine, că parcă mă regăsesc eu? Nu, asta nu zice... se pare ok, pentru că da, într-adevăr poți avea... Lași loc de interpretare. Da, de peste tot și... Nu, asta cu și am, interesant. La fel, mi se pare interesant. Acolo interesant toți, asta, cu sticluța... Provocare cu asta mai bine decât... Mamă, la chiar la fel, adevăr să provocare, iar la fel. Ar fi cel mai mișto adevăr să provocare, și direct. Aha. Adevăr și o provocare, ar fi mișto. Și hai că spălăm vasele. Deci după. Majoritatea o... Ce după, mă? Cum le spălăm? Majoritatea o să spun adevăr pentru că nu o să... O să fie și provocări. De ce, mă? Adică mai mult de la noi. Ștefania, eu prefer provocare. Da. Ai zis ce provocare poate să-mi dea? Să fac vreo tubă pe spate? Să... Și Robert ar putea să dea aceeași provocare. Da. Șchicior, mă! Producția, fiți atenți, am și eu două propuneri pentru voi. Două propuneri. Și să-mi dați răspunsul la fiecare, dacă îi da sau nu. Prima propunere este să mergem în casa fetelor și să ne jucăm am-nam timp de 15 minute, stic cu sticluța. Și asta ne-ar face să ne jucăm mai bine, să ne cunoaștem mai bine, mă scuzați. Și a doua propunere, să ne faceți conexiunea cu fetelor, cu fetele. Și să... Și să ne jucăm, gen, să spunem câte ceva despre ele indirect. Da, băi, zile nouă cuvintele deci că le aranjăm noi, frate. Ce spuneți despre prima propunere, da sau nu? Am-nam? Despre am-nam, da sau nu? Adevăr sau provocare? Sau deci adevăr și provocare, da. Lăsați-l numai acolo, că nu e singur. Deci nu merge, da. A doua propunere cu conexiunea fetelor? Nu merge nimic, mă. Stai, vină un pas. Vino aici, bă. Ieși acasă. Ieși acasă. Pedeapsă-i pedeapsă, la bun. Dacă era fost frumos să fim așa tot. Da, da. Mi-a zis Robert că, de fapt, și el are o pedeapsă, știi? Și eu, dacă am stat să mă gândesc, că pedeapsa lui e mult mai nașpa ca lui băieți, știi? Da. Și tot a fost foarte frumos. Chiar a fost. E fix atunci a vrut să se pună la masă, știi, să mănânce. Și eu m-am pus pe scaun. Dar am zis după aia, hai, dispuneți-vă să mâncați, că eu mă duc pe canapea, nu-i problemă. Era acolo, că Robert, și atenție la detalii. Vai, ce unghiuțe frumoase ți-ai făcut! Ai zis, astea de mult. De data asta să-mi schimb culoarea. Serios? Dar bine, tu n-au avut timp. Cătălin, o să pe aici, voi. Dar nu știu ce ai făcut. Și zice de acolo Cătălin, păi da, astăzi ne-am asortat. Cine? Cătălin. Că el era îmbrăcat în albastru. O să eu dacă îl sărut pe Radu, gata, noi am format un cuplu. Da, tocmai, înțelegi, el are răbdare, el are răbdare, el nu vrea să cunoască pe absolut nimeni altcineva, că se vede pe el. Da. M-am dus frumos, acum când am plecat, l-am pupat pe Radu pe Flavius, te rog să pup pe Dori. M-am dus la Radu, te rog să pup pe Kingo. Și după aia am zis, băi, băieți, băieți, pe cine mai vreți să pup? Pe cine mai vreți? Stați să vă și pup! Și ce s-a zis? Asta când nu ți-l dau pe guriță. Ce-ți-ai creat, Radu? Mi l-ai lăsat pe... Mi l-ai lăsat pe obrejul. Ce-o dat cu... Uz ruj. Ce-mi... Nu-i pe față, dar nu e bai. Dar tu ce ți-ai băgat părul? Doar și ți-ai l-am pus pe față. Am cernit de scuze. Nu e bai, așa mi-a lăsat și Flavius. Auză. Cică, auzi, la King, am crezut că e Răducă și am vrut să-l sărut. Mi-a plăcut. Mamă. Deci de fiecare dată când ne dă consiliul. Da, mă, cred că m-a văzut că m-am pus jos, m-am cof. Putea să uite ne dea...
La lider, nu nimic. Farfurii astea. Tu, Robert, ai fi în stare așa să faci orice casă. Ele și acasă, așa că e și acasă. Băieți? Păi îți dai seama. Bro, bună întrebare, dar să știi că... Băi, mai face? Le punem undeva sau le aruncăm? Crezi că ar merita? Radu! Radu! Bă, să știi că este o pedeapsă destul de rea. Dar având în vedere că camera roșie va fi doar de 5 minute... Da, poate să ne dea camera roșie 15 de acum. Având în vedere discuții, doamne Andreea, că nu am înjurat pe nimeni sau n-am vorbit cu nimeni urât sau mă știu, a fost cine știe ce floare mi-a ieșit, habar n-am. Na, și nu am fost judecat de ea și nici de fete, într-un fel sau altul. Nu știu, nu cred că e un așa mare dezavantaj. Deci n-ai fi în stare să faci orice ca să... Mă duc în camera roșie. Și să fac ceva, nu știu ce aș putea să fac. Să pot să scap de pedeapsa asta. Și ți-am spus. Dacă ar fi să chem pe cineva în camera roșie, eu, tot pe ea aș chema-o. Cred că ea, având în vedere că ea are dreptul la camera roșie și n-are dreptul să mă cheme pe mine, cu siguranță va alege pe altcineva. Dar și aici, dacă ar fi de ceva, cum am discutat cu ea, dacă chiar vrei ceva sau îți dorești ceva cu mine, nu mă deranjează dacă ea va chema pe altcineva în camera roșie, oarecum forțată de... reguli. E ceva gen, zic, de exemplu, un banc bun și când... Bună, băieți! Bună, fetele! Ce faceți? Credeam că ne vedeți. Ce faci, frumoasă? Cu tine vreau. Bine, mulțumesc! Mi-am dat seama, Corina! Ne era dor să vă... Da, uite, trebuia să mă îmbrac și eu la fel de colorat, la fel de... Păi, bună, frumoasă mea, Kinga! Bună! Lasă că mai e timp. Așa e? Da. Unde să stau? Hai. Unde-i Mihai? Ce faceți? Unde e? Uite, vă admirăm. Da, eu regret că nu m-am îmbrăcat în roz. Poftim? Regret că nu m-am îmbrăcat în roz. Te-ai asortat. Tu vezi că sunt în alb? Da. Frumos. Acum. Mulțumesc. Ne-am asortat. Da. Lasă că la noi e contrast. Da, corect. Ce faci, Kinga? Radieze azi de frumusețe. Mulțumesc și tu. Te pup. Ești bine? Foarte bine. Mă bucur. Tu? La fel, la fel. Sunt foarte fericit. Azi am un mai foarte bun. Dați-i voi și lui Mihai. Pare că e o dispoziție bună la voi în casă. Ne bucurăm. Da. Păi am plecat de la voi cu o energie bună și am transmis-o și fetelor. Foarte bine. Păi și bine uleu, tasem. Da, vedeți și voi în casă că vă e lipsă energia bună. Mai cereți și voi să veniți pe la noi. Că... Da, vă noi vedem și noi ca în vacanță, ați văzut. Dar despre ce ați discutat acolo? Ce discuții am întrerupt? Despre bancuri și despre ghicitori. Despre, da. Despre glume, adică... Și voi, fetelor, în grădină? Despre băieți? A, mai multe, da. Da, noi povesteam azi. Mulțumesc pentru salut! Ghicitoare, cine mă mai place, oare? Oare. Despre băieți nu vorbeați? Ba, da, am vorbit. Nu suntem importanți? Poftim? Și cam ce ați discutat despre băieți? Vorbeam băieți? Despre ghicitori în legătură cu băieții. Vorbeam despre Sorin, mai că degrabă, și-ar dori, da. Poate, din partea Biancăi să mai știi și eu o glumă, să nu mai pună inimă ca și Corina. Eu am zis că sunt total pe lângă bancuri, glume, nu pot să râd. Nu știu, nu știu când se râde la ele. Nici așa nu știu când, da, când se termină ca să reușesc să râd. Deci, n-am nicio șansă. Adică tu nu reușești să râzi la nicio glumă, nicio glumă? Ba, da, da, nu bancuri, ghicitor, la asta m-am referit, la o glumă. Pe la ghicitor nu râd. Auziți, dar voi ne vedeți pe toate? Ghicitor, da. Da, da, acum, da. Acum, da. Nu știu voi. Da, vă vedem pe toți. Deci, Bianca, la ghicitor trebuie să ghicești, nu trebuie să râzi. Da, am greșit, Radu, scuză-mă, da. Mă refeream la bancuri și la ghicitor, că nu știu răspunsurile aproape niciodată și am greșit. Nu că nu râde. Și ce activitate aveți, băieți, pentru astăzi? Că tot ne-a făcut producția Conexiune, vrem să ne jucăm un joc noi, băieții. Da. Deci fiecare băiat trebuie să transmită un mesaj indirect. Fie el pozitiv sau negativ. Nu, am zis să ne jucăm am-nam. Doar el vrea să ne jucăm. Că vorbea Radu, dacă tot e șeful la acasă, să zică măcar până la sfârșit. Din moment ce producția a făcut Conexiunea, înseamnă că vrea să ne jucăm asta. Deci am un joc de toți băieții, trebuie să spună indirect unei fete să-i transmită un mesaj. Și voi trebuie să vă dați seama pentru cine e. Ah, okay. Da, super, așteptăm. Da. E interesant, nu? Da, putem să facem și switch, adică, de exemplu, exact, să nu ne dăm seama direct.
Păi nu, că asta zicea, știi? Păi nu, poți să-ți dai seama că nu zice numele, gen. Doar spune ce are de spus și voi trebuie să vă dați seama pentru cine e. Era mai șmecher, era mai șmecher. Nu te joci cu aman, n-am prin cameră. Păi nu prin cameră. Dar nu te lasă. Păi dacă ceri. L-am cerut, dar și voi și că știți. Tu vorbeai de amnăm și acum le zici de ăsta. Da, mă, frate, noi asta am vorbit la masă. Mă simt foarte bine în preajma. Poate reușim să facem ambele jocuri. Și radiez când îi văd chipul. El a început deja să vorbească. Da, radiez când îi văd chipul, mă simt foarte fericit și... Și își mă, Cosmo, doi. Doamne, să fie bine în continuare. Dar nu trebuie să faci la altă față. Oare pentru cine ai transfer? Nu puteam să facă și la altă față. Ia poate puțin la liniște pentru că nu se aude să vorbim pe rând, pentru că e foarte mare gălăgie, adică eu pe voi nu vă aud, dar dacă nu... Da, dragostea mea, așa e. Opa. Dacă e rău. Iar nu se vede Mihai. Mihai, hai pe canapeaua aia, gri. Gri? După blocurile gri. Păi nu știu dacă e gri sau neagră sau ce culoare are, nu. Gri. Gri, ai zis. Iar dacă blocurile sunt gri, străzile sunt încă gri. Gray. Te potrivești cu canapeaua. Haideți să începem. Deci camuflat. Haideți, începeți. Mihai, zi. Eu am început, ai am dat startul. Păi... Continuați. Ai spus că radiez de fericire, da? Da, și sunt fericit în preajma ei și okay, mă simt foarte bine cu ea. Este pentru Iolanda. Yeah! Ne-am prins! Iupi! Da, că zic eu. Mă simt super relaxat în prezența ei și ne și asortăm în multe zile. Și ce o zic? Vă asortam? Dori? Sau eu? Dori sau Lai? No, da. Cred că Dori, Dori. Păi da. Da. Faci bine. White. Ce joc, mă? E ea sau nu e ea? Da, ea e, dar frate. Nu știu, și de toată mea seama de cine e. Tu ești logic. Următorul! Ai Radu, zi. De ce-ți un pic? Zi-mă, Radu. Vreau să spun că în prezența persoanei respective mă pierd în ochii ei și îmi dă o stare extraordinar de bună și de relaxată și mi-aș dori să fie la nesfârșit. Bianca. N-am fost tot de 3 ori de când sunt în emisiunea asta față în față. Hai că era clar, clasic aici. Cui vezi că e clară și joc. Te prind iar îți dau un pumn în număr. Chiar te rog. Sorin, cred că tu ești. Eu? Liniștit în prezența ei, multe semne de întrebare după. Bianca, clar. Bianca. Ba, ce v-ați prins voi, fetele? Poate erai tu, Ștefania, mai știi. Este Bianca sau nu? Să confirmăm. Dar nu trebuie să confirmăm. Nu trebuie să se confirme. Nu trebuie. Atunci nu. Hai să transmitem un mesaj direct. Uite, eu îți transmit mesaj ție și atunci care... Da, nu. A fost bine așa. A, credeam că ne și spunem. Să fie nu, Ester. Nu, că e jocul ăsta așa. Ești la fel de plăcută ca în fiecare zi. Simțiți-vă tot. Eu, bineînțeles, mulțumesc. Ce-a zis? Ești la fel de plăcută ca în fiecare zi. Trebuie un mesaj cu subînțeles ca să nu ne dăm seama. Mă simt, mă simt. Asta înseamnă că toate femeile suntem frumoase. Adică suntem. Normal. Următor. Cristian. Da. Urmezi. Mă simt foarte bine în prezența ei. Am emoții. Mai ales că sunt doar eu cu ea. Și... Îmi plac jocurile ei, dar totodată aștept să fie și din partea ei ceva. Vă mai spun ceva despre că el minte mult. Eu sunt aia. Vezi? Minte mult. Oare despre cine este vorba, fetelor? Nu știu, chiar te strânge rochia, Bianca. Păi vedeți, de-aia e jocul ăsta bun. Rochia, nu, te strânge? Nu mă strânge, ok. Bă, okay. Nu e mă bun, nu a fost pentru tine, nu te băga pentru fiecare, mă. Adică tu e normal să nu mă gândeam pentru mine. Stați, bă, stați. Așa m-am gândit, scuză-mă. Mă simt foarte bine în prezența ei, am emoții, mai ales că sunt doar eu cu ea. Și... Îmi plac jocurile ei, dar totodată aștept să fie și din partea ei ceva. Vă mai spun ceva despre că el minte mult. Eu sunt aia. Vezi? Minte mult. Oare despre cine este vorba, fetelor? Nu știu, chiar uite. Te strânge rochia, Bianca. Păi vedeți, de-aia e jocul ăsta bun. Rochia, nu, te strânge? Nu mă strânge, ok. Bă, nu e mă bun, mesajul n-a fost pentru tine, nu te băga pentru fiecare, no, adică no. Tu e normal să nu mă gândeam că pentru mine. Stați, așa m-am gândit, scuze-mă. Adică jocul ăsta nu mi se pare interactiv, pentru că știți... Hai, zică și Cătălin și... Uite, da, iarăși. Hai, Cătă.
Pare privirea super pătrunzătoare și îmi place că tot timpul când vorbești cu ea se uită fix la tine. Ce râzi? Să mă simt? Dar nu se zice. Nu pot să zic acum. Ah, ok. Ce mai târziu? Robert! Zii, Robert. Am zis, bro. A zis, Robert. Bun, foarte interactiv. Bun joc. Haideți și invers. Haideți și invers și din partea voastră. E, mie mi se pare sinceră să fiu puțin boring. N-ați vrea mai bine să ghiciți melodia pe care va încerca Kinga să o mimeze? Da! Dar sunt curios cum mimez tu o melodie. Mimez notele. Haideți să amnăm, că e mult mai interesant. Hai amnăm toți atunci. Dacă tot voi au și majoritatea băieților, hai facem treaba aia cu mânuțele, vedem nu, cine ce zice. Vreți? E nașpa prin transmisiune, așa, dacă eram face-to-face. Ei, acum vă mulțumesc și voi cu ce aveți. Ne mulțumim. Haide, cine începe? Fetele, de la Kinga încolo. Este așa. Am când sus și n-am jos, nu? Da, s-a terminat. Era clasic. Publicitate. La cât de mult... Păi nu, era ceva, era ceva normal, a fost ceva foarte plictisitor din punctul meu de vedere. Da. Când vii cu o propunere așa, e și normal că nu o să ți se aprobe. Da, mă duc, pentru că m-am plictisit teribil. Mulțumesc. Ei nici măcar nu s-au pus de acord ce joc să fie. Am, n-am, ca după aceea băieții... Păi s-au pus de acord la masă și Radu a zis altceva, n-ai înțeles? Păi nu, Radu nu s-a pus de acord cu ei. Gen. E greu, sunt mulți băieți și până... ajung la un numitor cum. Păi nu, că cred că s-a văzut fericirea pe fața noastră, că toate eram... Păi, dar pentru cine? O fi fost de la Mihaiță pentru Iolanda. O fi fost de la Radu pentru Kinga. Mi-ar fi plăcut să-ți facă switch, ne-am și spus, gen. Să, de exemplu, Cristi să zică despre Iolanda și Mihai da. Despre Kinga. Și tot așa, adică să-ți eu deja... interacționat cu ei. Eu deja aveam glumița, gen, pentru cine să-i zic. Era pentru Mihai. Stereo, dacă îmi luați mânecile așa? Era pentru Mihai? Ce? Nu să mă leg de treaba asta, că este cineva care mă face să mă simt prost și se bate la obraz. Să văd dacă se prinde, știi ce zic? Că mereu mă simt prost când dau un obraz și al doilea și e la fel. Face... și eram ce... Dar eu la asta hai. M-am gândit că e ceva amuzant, facem o adică chestie. Adică uite așa. Amuzantă. Te pup, uite așa. Hai mă că știe și Iolanda mai bine ce face. Așa e. Că mine l-au făcut așa. Ba, la început. Primele zile. Pentru tine poate ești ciudat, tu pentru mine ești ciudat, dar doar că diferă zonele. Și tu cu Iolanda cum ar veni, să zic Kinga, numai la Kinga mă gândesc. Tu cu Iolanda cum ar veni, sunteți pe aceeași lungime de undă, vă pupați așa, știi? Că acum v-ați pupat și la propriu, asta e partea a doua, dar voi da. Vă pupați ca și gesturi, ca și lucruri. Și mă interesa de ce legătura asta strânsă, ce... cum ați... Păi de când am fost chiar din prima zi... Mi-a plăcut și din prima zi de aia de când a fost aici, doar că m-a descurajat speech-ul ei. Cum ar fi? Dorește pe cineva intelectual. Că, uite, de exemplu, tu te-ai descălțat la un moment dat, da? I-a acceptat că... asta, i s-a părut super tare, știi? Ea merge cu tine înainte, cred că orice... Deci, crede-mă că dacă ea a acceptat faptul că tu te-ai descălțat, asta trebuie să fie ultima. Adică dacă eu m-aș descălța în fața Kingei și ar zice, m-ar susține, știi? Adică, bă, ar zice, bravo, Radule. De restul nu mi-ar mai fi frică de nimic, știi? Bă, dacă femeia mi-a zis, bravo, Radule, că e descălțat, sau să mă pupe când te-au pupat pe tine, sau să mă apreciezi în continuare și să mă iubească și să țină la mine, pentru mie unul mi se pare un gest puțin aiurea, dacă mă întreb pe mine. Dar dacă ea ar fi de acord cu gestul meu de a mă descălța, mai departe nu mi-ar mai fi jenă de nimic. Eu știu cum am luat-o. Am luat-o ca și cum aș fi fost acasă și ca și cum să mă simt eu bine. Și am simțit că făcând asta mă simt bine, mă simt mai relaxat, mă simt mai... Altfel intră conexiunea și mă așteptam. Chiar m-am și prins așa de talpă. Poate a vrut să intre în zona lui de confort. Era... Știi ce zic, Radule? Da. A vrut să intre puțin în zona lui de confort, să se simtă un pic mai degajat de situație, să nu mai aibă emoțiile și starea aia, știi? Și poate nu, asta nu. A simțit. Dar eu i-am spus în felul următor. Uite, dacă eu m-aș descălța în fața Kingei, m-a făcut el. Care, eu, din punctul meu de vedere, e un gest, e un gest așa ciudat, știi? Dar dacă ea ar zice, cum i-a zis lui, să mă mai puțești de talpă, păi de restul nu mi-ar mai fi rușine. Dacă eu mă descalț în fața ei în emisiune și ea mă susține și apreciază lucrul ăsta, păi de restul ce-ți mai e rușine de ceva? Nu văd pe Kinga genul de persoană să nu-ți accepte anumite chestii pe care tu le faci așa random, știi? Bine, că și ea, uite, de exemplu, poate mă acceptă cu nebunia mea, păi cu felul meu de a fi, știi? Că, practic, ei, asta îi place foarte mult la tine, că îi plac, vezi că și ea este genul așa mai râde, din orice, da, mai... Da.
ce să zic, mergi înainte, nu da înapoi. Asta fac. Încearcă să pleci cu ea de aici, nu te lăsa. Nu-i greși, nu o trăda și păi nu o supăra. Nu stă în fire să trădezi. Eu nu sunt așa, eu sunt... Tu dacă acum... am ales o cale, eu pe calea aia merg. Așa le-am spus și la fete din moment ce au venit aici. Fetelor, vă respect în continuare, dar eu sunt așa și nu vă pup. Bat palma, vă îmbrățișez, dar eu din moment ce mă sărut cu cineva, la mine se pune stop. Eu eram curios de Iolanda, dar dacă s-a direct, s-a dus la nu, mine... Nu, nu e nici genul meu. La adică, vezi, asta înseamnă, fiecare, în funcție de cum îi place ca și fel, se atrag într-un fel sau altul. Dacă Iolanda îi place genul lui Mihai, da, cum și King îi place genul lui Radu, mai glumeț, pentru că ai văzut și ea cum e râde din orice, nu-i văd. Păi ei văd matur la 40 de ani. Deci atunci. Deci atunci, probabil, complet. Da. Da, dar uite, vezi, nu e răsturnat că n-am avut timp să cunoaștem? Da, dar nu e timpul pierdut. Păi nu. Bine, este oarecum, corect. Un fel sau altul? Păi nu este, n-am zis că este. Doar că asta mă refer. Ei au avut avantajul că s-au... Adică ei de prima oară s-au canalizat pe două fete, fiecare cu... Și au avut timp să cunoască mai repede față de noi. Nu mai trebuia, da, nu mai trebuia să treci prin anumite lucruri, gen alte cameră roșie cu altcineva sau să îți bați capul altcineva, nu mai. Dar eu dacă începe cu cineva, vreau să iau de la zero, gen... Nu știu, să fac cu ea lucrurile, să zugrăvim împreună, să alegem noi parchetul, să ne facem camera cum vrem noi, să facem nebunii din astea. Eu am... Mie îmi place să așa mai... Să fie pe gustul... Dar da, idiliu, asta e normal. Și mie îmi place. Și ce-i de gând așa? Bine, că normal, tu știi că, de exemplu, bănuiesc că nu-ți plănuiești pașii, știi? Și nu te gândești, de exemplu, ce o să fac mâine, da? Nu, întrebam așa, ca mod general. Cum crezi tu că o să decurgă relația asta între voi doi? Cum crezi tu că va fi... Eu tind și sper să fie... Care sunt așa următorii pași în mintea ta? Bă, nu știu, de exemplu, mă gândesc ca... Nu suntem deocamdată. Într-o relație în cunoaștere, da, cum ar veni. Exact. Trebuie să ne mai ne cunoaștem, să vadă cum... Dar așa cum îți imaginezi tu, băi, în viitor, peste o lună, cum va fi? Eu mă văd așa cu ea și... Că și eu fac planul în mintea mea, știi? Mă văd cu ea și sper să fie reciproc treaba, să se vadă cu mine și să... Uite, de exemplu, eu cu Kinga n-am ajuns încă la pasul tău, știi? De a ne săruta. Dacă aș ajunge... Urmează. Ar fi rai. Urmează. Îmi place să trag cu persoana de lângă mine. Dar așa ideea e că dacă aș ajunge și aș merge într-un pas de ăsta mai mare așa, nu știu cum ar fi. În viață e mult mai ușor în doi. Viața în doi e mult mai ușoară. Atât timp cât și tu tragi și ea trage. În comoda de la televizor găsiți o surpriză! Nu surpriză, cred! Doamne! Surprizele îmi plac foarte tare! În sertarele de sus. Ia, ia și tu marcarele alea, cred. Scuze, nu mi-am dat. Să nu le închizi încă. Ce avem acolo? Găsiți aici plicuri. Stai puțin de mine și Corina. Deci mai întâi citim și după împărțim astea. Dar fiecare cu pliculețul ei? Da. Găsiți aici plicuri cu numele voastre. Ok. În plicuri se află 7 cartonașe cu defecte și calități. Da. Super! Fiecare dintre voi trebuie să se gândească timp de 15 minute ce cartonaș crede că se potrivește fiecărui băiat. Ce tare! Atenție! Fiecărui băiat trebuie să-i atribuiți un singur cartonaș. Nu puteți atribui același cartonaș mai multor băieți. Super! După cele 15 minute, fiecare dintre voi merge în camera de vot. Veți găsi acolo plicuri cu numele băieților. În fiecare plic puneți un singur cartonaș, după cum doriți. Nu aveți voie să căutați în plicuri pentru a vedea ce scrie pe alte cartonașe. Veți primi mesaj în plasmă cu ordinea în care veți merge în camera de vot. Stai, băi, le secunde. Deci, pentru fiecare băiat aveți aici 7 din astea pe spate, la fiecare pe spate, nu? A, scriem numele. Să trecem numele la unul dintre băieți care consideri tu, știi? Mult mai ușor. Care-s băieții numerați? Radu, Mihai, Robert, Mihai, deci, Sorin, supără dacă îl pun pe Mihai. Flavius. Ce se pare că-i faci? Dar nu mai ai zis. Cine mai e? Cătălin? Și... Stai un pic, că n-am înțeles. Deci Robert, Mihai... Bă, ar trebui să-i scriem pe ceva, m-am uitat băieții. Sorin? Da? Flavius, Flavius, Cătălin,
Robert l-am pus? Am pus Cătălin. Sensibil și fals. Da. Cristi? Și... Oh. Oh. Asta cu sincer e... mi-e greu să pun. Sincer și fals, aici mi-e dă cu virgulă. Dar sincer e foarte ușor. Da. E bun. Cine mai rămas? Da? Da, e ușor la... Eu am rămas sincer, sincer și fals aici. Eu sensibil și sincer. Și eu sunt fals și sensibil. Nu vine să cred. Cine este? Cine mai este aici la mine? Mai e Cătălin? Mihai? Cătălin, Mihai și nu mai știu cine. Sincer, cu adevărat. Cătălin, Mihai... Stai să mai zicem o dată, băieții, că eu nu știu. Cine? E o persoană. Deci, hai să mai zicem o dată, băieții. Numele Radu. Da. Hai că vreau Radu, Robert, Cristi. Da. Mihai, Flavius, Cătălin și... Cristian, Cătălin. Ups, îmi pare rău pentru tine, Flavius. Ai pățit-o. Îl pune vreme la fals. Nu. Nu, la fals avea deja. Am uitat cine a rămas. Pentru chestia asta cu falsul, chiar îmi cer scuze, dar n-am pe cine să pun. Da, și eu la fel. Dă-mi și mie un pic. Deci nu am pe cine să pun. Nici eu. Și eu tu la... A, eu am sunat sensibil. Aolo, pe cine trebuie să pun la sensibil? Eu mă gândesc cine e cel mai plângăcios. Cine? Nu știu care. Ce-ai scris-o la Kinga, dragă? La cine rămâsei cu fals? Ce ciudat! Eu mai rămâsei cu fals și eu rămâsei cu un băiat care chiar nu-i fals, dracu. No, wow, păi scrie, îmi pare scurt. Stai rău. Da. Cine mai este? Nu îi văd pe niciunul fals, sincer, da, momentan. Da, da, nici eu nu văd. Deci aveam altă părere. Asta am găsut singură cu virgulă. Dar acum nu mai știu cine să pun fals. Îți curioasă pe cine ne pun băieții falsi. Gata, gata, eu am terminat. A, nu, glumesc. Gen fals. Ba, nu, da. Ce nu înseamnă fals? Nu, nu, înseamnă că ți se rupe de tot. Nu, e gen mai rău. Nu, da, mi se pare așa mai rău. Mă rugăm, da. Superficiali. Superficial înseamnă că tratez lucrurile așa. Hai, mă, eu sper că le-am pus corect. Dacă nu, îmi pare rău, chiar n-a fost cu intenție. De ce, trebuie să închidem plicul, nu? E, na, îl și sigilez acum, după aia să mă vezi. Da. Superficial și fals. Nu credeți că băieții au și ei? Eu sper că da, că și eu sper că rămân. Auzi aici, știi care e toată chestia? Știi care e toată chestia? De la tine a fost cel mai ușor pentru că tu l-ai cunoscut pe Mihai și Mihai ți s-o pără poate și sexy și de toate. Dar noi, restul, eu îmi am la băieții din casă. Tu îți dai seama ea să-l pună, de exemplu, pe Flaviu sexy și să zici că la drăgostă sau ce mai aveam pe acolo. Mihai? Aha! Deci... La mine se place cum arată și tu, mai ales pe mine la sensibil sau mai știu ce cartonă așa. Adică ce? Eu fraier și ăla e sexy. La fetele care le place de cineva strict, e mai foarte simplu. Dacă crește că rămâi cu alea două, care mă iau. Dar dacă ești, zic eu, sinceră, nu ți-l pui neapărat pe iubitul tău cel mai sexy, dacă nu-i. Păi nu prea ai avea cum că... Aia doar dacă nu e cel mai dacă sexy, dacă e al zelul sexy. A, păi asta e partea da. Da, oricine, într-adevăr, că oricine... Dar stai puțin, nu-i vorba sexy, să-l găsiți toate sexy, ci doar eu, nu? Da, este pe cine găsești tu sexy. Dar ce înseamnă sexy pentru tine? Da. Să arate bine, să-ți târnească ceva. Da, stați-mă, da, nu sunt sexy. Un pic. Alo, alo, șefa Lida, zice puțin. Stați un pic, ca să-mi torc un pic. Am uitat ce bilete, că ne-am legat doar de sexy. Stați că poate mai avem unul. Fals, nu? Sincer? Bine, credeți că fiecare pe cine vede cel mai sexy, știi? Păi, da. Isteț, uite. Mi se pare isteț bine. Între isteț și sexy, mie mi-ar fi greu să aleg între iubitul meu, că e clar că eu am zis că vreau băiat isteț, dar, și dar vreau și să arate bine. Da. Eu dacă aveam acum relație, o specleam, adică n-aveam să pun mai mulți la unul singur. Dar uite să fie și bă. Deci ești să fie sexy? Eu am ales localitate. Pentru că băiat respectiv. Poate să le aibă pe toate, doar că eu am vrut pe asta ca să mi se pare mai importantă pentru el. Exact. Foarte mulțumesc. Așa e, Ștefanie. Bravo. Bravo. Iolanda, tu ești un pic geloasă? De cine? Să vede. Să vede pe fața ta. Nu, dar și Mihai a zis același lucru. Dar știi cum e aici? Sper că nu te super pentru ce dar noi o să bagă. Nu, zic eu că într-adevăr că se vede așa un pic pe fața ta, că ești așa un pic. Nu faci intenționat niciuna. Da, eu într-adevăr, eu ce am pus aici, am pare foarte. Ia de curiozitate acum să mă uit doar la Mihai, ce am pus, măcar să țin minte, că am și uitat. Eu știu ce am pus la Mihai. Și eu știu. Ce am pus noi? Ia, Iolanda! Te așteptăm!
pe bă, trebuie să ies, nu? Nu știu. Prin grădină. Ce, și trebuie să zicem explicații pentru ce? Nu, ce? Nu, 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 este ultimii doi. Nu, mă refer deci atât de frumoasă Kinga, azi arată ca o pupușică. Îmi pare rău pentru tine. Nu dați mai explicații, dacă nu ne ceară, nu dați explicații, că eu vreau să stai foarte detalii. Eu sunt așa pus fata. Nu cere scuze nimeni, că ei nu știu. Până nu se vede pe poznă, ei nu văd. Nu simt chimia reală. Să știți că astăzi am fost în cameră. Nu simt. A, când am fost la băieți, poate că voi se simți, vedea, da? Se simțea acolo. Știi cum? Okay. Da, se pupau și gen, okay. Ei nu venea nici Mihai, nu venit deloc acolo la masă și eu l-am stat amândoi acolo. Acum sper că e sinceră treaba. Da, nu știu, așa, nu simt eu. Uite, eu pe ei simt. Pe Kinga și pe Radu. Mie mi-e drag de ei ca și copru. Nu știu, simt. Chimie. Hai că facem mișto, amu. De ce vrei să auzi? Oricum am zis o chestie care, nu știu, o să pice urât. Mai bine mă abțineam. Am zis eu de Iolanda și de Mihai că nu-i văd așa... Asta ai gândit să zici? Asta e părerea ta. Ce te scuzi atât? Dar poți să-i zici și în față? Da, normal că pot, n-am nicio problemă. Da. Numai că poate supăr dacă îi zici. Uite că vine acum Iolanda să-i comunice asta. Iolanda, eu te văd pe tine falsă în privința lui Mihai și invers. Nu am zis asta. Cine ba, da, asta ai zis. Fals sau ceva? Am zis că nu cred total în cuplu. Iolanda, cred că Bianca are ceva să-ți comunice. Ia-o-ți. Nu, Iolanda, eu vorbeam cu Kinga și ziceam că îmi place maxim de cuplul lor pentru că eu îi simt real sau așa. Și pe tine și pe Mihai nu te... Nu am zis lucrul ăsta. Am zis că momentan între voi eu nu simt chimia aia pe care o simt la ei. Așa ai am zis că e fals și că nu sunt real. Nu am zis asta, Ștefanie. Ba, n-a zis asta? Pardon. Auzi? Am zis că mie e foarte drag de cuplul lor. Nu, nu, nu. Așa au sunat într-un mod. Că cuplul lor nu poți să-l crezi. Bine, nu o zic. Nu o zic. Nu o zic chiar că ești fals. Nu o zic că nu se simte la fel. Nu simt eu conexiunea dintre voi cum o simt între Kinga și Radu. Poți să-ți fac sprâncenele? Sau mustață. Da, nu o să mai zic nimic dacă a picat prost. Păi nu, așa cum ești, tu ce gândești, exact. Dar asta am zis și am zis-o momentul în care Radu mi-a spus mie ceva și am iese bedinuță, gen, ai alecrimat dânsei ochișorii. Da, am simțit o conexiune reală dintre ei și tu ai simțit lucrul ăsta. Eu deocamdată nu am putut să vă simt pe voi, poate că o să simt în viitor. Dar, nu știu, cu tine am interacționat mai mult, am simțit... Ce simți tu multe, Bianca? Și-ți cred eu ceea ce simți tu? Tu, sincer, și părerea mea, sincer, pe ei doi se vede. Așa am vrut și eu să zic. Eu mi-am zis cu mod că am văzut în casă, că nu ne-am dus la băieți, au fost împreună. Dar nu zice nimeni că nu... Pe ei doi se vede, adică că-s mai... Nu știu, mai dornici un pic să stea împreună, să se vadă. Poate doar așa se arată la suprafață. Nu, dar de ce pleci acum? Hai și vorbește. Da, pe ei, da, ok. Vă zic ce se vede momentan. Dacă că pe viitor, supărat dacă e așa. Eu n-am zis, dar nu știu, voi chiar ați început greșit. Eu am făcut comparații între cele două. De discuții de genul, adică... Ce se vede și ce nu se vede și ce simt alții chiar... Dar nu mă deranjează, n-am chef să vorbesc despre așa ceva. Nu, ai chef să vorbești despre cuplul vostru. Trebuie să vorbească alții despre cuplul meu. Aici în casă trebuie să vorbim de subiecte legate de iubire, de cuplu, de ce credem unii despre alții, că asta e tema emisiunii. Dacă noi zicem ceva ce credem noi despre tine, ne zice, nu mai spuneți, că e cât de greu pentru mine. Iolanda, stai un pic. Păi ăsta e adevărul, pui mei. Ascultă-mă pe mine un pic. Nu am zis la Bianca, i-am zis la Bianca. M-a auzit ce ai zis. Că a fost altceva în casă, ați fost voi amândoi. Dar păi nu trebuie să simțiți voi. Dar știi care e chestia? Sunteți momentan cică, două cupluri, da? Nu se pare normal. Dacă te pup, că aia ce înseamnă, că nu se scupă. Posibil cuplu. Ați folosit cică. Hai să ne rezumăm la cică, că eu mai traduc doar. No, dar să zic, sunteți două cupluri, două, patru persoane care cică faceți cuplu. Două, da? Eu n-am dau cu părerea despre cuplul lor, că mi se pare că sunt un pic mai...
nu știu, mai conectat. Se vede acea flacără, dorință. Exact, da? Și la voi încă nu se vede chiar așa. Da. Nu neapărat că nu vă iubiți și nu vă place la fel. Păi da, dar ce vrea iubire, încă nici nu, nu eu asta am zis și la mă. E ok ce ziceți voi, dar eu știu părerea voastră. La modul că pe ei simt mult mai conectați. Vorbeam strict de cuplu. Atât am zis de cuplu. Nu știu să zici, n-am zis că sunt de aceeași părere, dar am întrebat ce zici. Da, păi n-am zis asta. Nu, dar m-a picat poate rău, cum am zis-o eu, dar nu am vrut să zic așa. Dacă ai o părere, referi strict la cuplu. Mie mi-e foarte drag de cuplul lor, atât. E pentru că la ei într-un fel, știi cum e? La voi se vede din partea la amândoi. La tine se vede mai mult din partea ta, ce am observat eu momentan, decât din partea lui Mihai. Îți zic sincer. Bine, asta ce-am văzut bă, eu, ce-am văzut Iolanda. N-am fost în casă. Acum o să se gândească la cuvintele astea. Cum adică Mihai nu arată? Cum adică dacă tu ai văzut... Dar dacă tu, fetele, dar asta... Da, știu, e părerea astăzi, ta. Astăzi ce zic. Dar, ce gest, dar eu nu am văzut. Când toate am sărit pe Iolanda cu Mihai ca da, așa, așa, cum, așa mă rog. S-a supărat. Și a luat o decizie. O decizie greșită pe baza noastră, dar ea n-ar fi trebuit să se, să se rezume la ceea ce am spus eu. Așa că... Doamne, dar eu am dat-o eu. Cine ți-a părerea pentru voi? Dar eu când o să-mi fac, de dau un exemplu, un cuplu. Nu o să-mi dau eu cu părerea, să-ți zic orice pe care ai vrea să știi. Tu ai vrea? Ascultă. Da, 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 da. Ce se întâmplă acolo la fete? Păi și eu am fost, frate. Bă, ești gelos așa de ceva, să vezi niște chestii, priviri, habar n-am, dar asta să mai auzi că ai fost... Bă, mi se pare că cred că dureros. Da, cred că nebunesc, cred că dureros. Păi eu am, nu s-a întâmplat. Deonă și nebune, frate, dar asta eu gândește știi ceva, ai făcut chestia asta, ia-ți tot și du-te la el și... Da, dar cred că este semnul de or, nu de orgoliu, de sentiment, bro, nu de ce-i face. Că poate unii dintre și... noi... Stai un pic, la Cătălin a fost cu cel mai bun, cu prietenul meu. Nu, nu cel mai bun, a fost un prieten de-al meu. Cu un prieten de-al meu. La momentul respectiv. Iar mai n-aș... Dar nu știu, frate, cred că din punctul meu de vedere... A fost o lecție de viață, ca să înțelegi că în momentul care s-a înșelat, se pune punct. Mi se par cel mai... Nu știu, jos, zice, femei, ai cluburi, ai tot ce vrei, să te duci dacă îți vine vreo nebunie, dar cu un prieten de-al iubitului tău, îți pare dureros tare. Bă, este, într-adevăr. Și nu neapărat din partea ei, că din partea lui. Adică mai mult la el aveam pretenții, știi? Sau măcar să... Bă, nu chiar, că uite, hai, ok, să te bărbat, dar ea... Da, bărbați, nu. Dacă adică... Măcar adică, el... Măcar el... Unde vine, că el putea să spună, bro, uite... Da, putea să zic, da. Putea să zică, bă, uite așa... Tu îți imaginezi că poate eu spus odată, sau poate eu spus de două ori. Ăla nu ți-a fost prieten niciodată. Da, 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 poate eu spus odată, poate eu spus de două la ori. La momentul și... respectiv eu așa am considerat că era prieten acum. Dar păi putea ce să zică. Ce ai zis? N-ai zis vorbit. Ce ai zis? Lui și lui. Bă, da, i-am zis. Zic, eu n-am o problemă ce ai făcut tu, exact cum a zis și voi. Ești bărbat, ok, ai încercat, ți-ai făcut d-am-blau. M-a deranjat faptul că după ce ai făcut chestia asta, nu mi-ai zis. Adică ai tăcut și ai mers în continuare. Și după aia mai avut relație ca și cum. Cu ea? Da. Adică ca și, stai un pic, te-a înșelat în timpul relației. Da, în timpul relației. În timpul relației și după aia... Și tot în timpul relației am aflat. Știi cum e aia? Dar ai prins sau cum? Ciudat. Pentru telespectatori, cum îi făceam bagajul să pleci. Pentru mine o spărte. Era odată la mine în mașină și se uita pe Facebook. Vorbit. I-am văzut că ți-e tot fâstăcește și până la urmă l-am sunat pe el. Și am zis, bă, frate, pe mine nu mă lua cu... Că ea se fâstăcește, nu mă lua cu vrăjel. Zi-mi concret ce s-a întâmplat, bărbătește. Și mi-a zis-o pe bune, te-a înșelat cu mine. Adică în seara în care... m-a înșelat cu el, a doua zi a venit la mine la muncă să-mi dea banii pentru Revelion, că trebuia să ne organizăm să mergem la restaurant la vremea respectivă, trebuia să-mi aduc avansul să mă duc să plătesc la restaurant, avansul pentru Revelion. Deci de la el... A venit direct la mine la muncă, ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, a ia banii și am mers mai departe în continuare. Și așa am aflat, mi-a confirmat el, pe ea am pus o față în față cu el, ea nega, mă rog, după aia încep să plângă și de aici mi-am dat seama că a fost real. După aia am văzut, ulterior mi-a arătat el niște poze și focsărei poze împreună. Wow. Și așa am aflat. Dar după, adică, cât timp ai avut, cât timp ai stat cu ea în relație? Bă, nu știu, să zic că per total cu certuri și cu astea un an, legat, nu știu, 6-7 luni, dacă nu aș vrea să par așa, dar mi se pare prea devreme. Ce? Te înșeli așa? Da, frate. Nu știu dacă ați observat, dar Iolanda a zis că nu am treabă cu voi, nu am treabă cu voi, pentru că voi v-ați înțeles mult mai bine în vestiar și da, poate și la hotel și așa, și a încercat să nu vă bage pe voi și deloc. Și vorbeam cu ele două, dar tu... nu vorbeam cu toate, vorbeam cu ele dar două. De ce? Pentru că și ele au fost cele care au vorbit.
Păi da, dar a fost rupere. Știi care e faza? Te deranjează că a zis Bianca. Nu mă deranjează că a zis Bianca. Stai o secundă. Uite, vezi, fac un... Abia am vorbit. Poți să tac la fel din nou încă o jumătate de oră că nu mă deranjează. Dacă vrei să taci, taci. Dacă vrei să vorbești, vorbești. Păi dacă nu, lasă să vorbească. Băi! Vorbește, fată, singură. Trebuie să mai mergem să băgăm pliculețele, vă rugăm. Da, chiar, vă rog. Ba, uite, chiar mi-i corect, Iolanda. Da. Dacă ai spus pe Bianca, dar ea când a spus ceva mai sărit cu ea. Că te întâlnești la hotel cu ea, da, dar nu e tot. Nu, aia e chestia, că eu vreau să mă înțeleagă, nu că vezi, doamne, că am eu treabă cu tine, sau așa, ne înțelegem într-adevăr, eu zic că pot să-mi dau părerea despre cine vreau și să zic adevărul ce văd eu. Dacă n-am fost în casa băieților și nu v-am văzut astăzi, nu înseamnă că mie mi se pare diferit. Da. Mi se pare că tu ai făcut mai mult spațiu. Nu. Hai decât el spre tine. Hai, Kinga! Vorbeți despre mine, vă rog eu frumos. Sunt o fată. Nu mai pot, nu mai suport pe fetița asta, mă enervează. Da, frate, de ce am făcut în cameră? Spune ce am făcut, fată. Sincer, eu nu vreau să mă înțelegi greșit, dar eu zic că puteți să ne dăm cu părerea. Da, nu, foarte bine că ai zis-o. Ideea este că nu... Ea nu vrea să se certe cu gemenele. Știu. Și-a dat-o în tine. Dar urla la ele. Tu nu întreabă cu voi. Eu nu vorbesc cu voi. Da. Nu, n-a înțeles. Mi-a vorbit foarte urât cu mine, nu mai are ce discuta. Dar chiar a țipat. Dacă vrei să vorbești, vorbești. Dacă nu, taci. Da. Ce, frate? În condițiile în care sunteți martori, eu chiar n-am vorbit nimic. Și ea când vorbește în continuu, și de exemplu zică ceva, dar taci că eu vorbesc acum și acum. Nu, dar de eu îi ziceam ce că... Ce nu-ți place, altea nu-i face, da. Nu a fost răutate, am zis că eu la Kinga și eu am înțeles. Văd chimia aia, știi? Am înțeles, am încercat să explic ceea ce ai vrut tu să zici. Nu m-a lăsat, mi-a zis să tac din gură, gen, ok. Taci. Dar și la mine s-au făcut în glumițe pe subiectul ăsta și nici mie nu mi-a plăcut de multe ori să fiu în acele discuții și l-am acceptat. De ce nu v-am băgat eu pe tine, Corina, și pe tine, Ștefania, în aceeași oală? Pentru că voi n-ați vorbit. N-am avut de ce să vorbesc despre nu, voi. Nu, mi-ai spus să tac din gură. Eu ți-am zis că dacă vrei vorbești, dacă nu, nu. Dacă nu, taci. În condițiile în care eu m-am apucat să-ți vorbesc. Tu, eu ți-am spus, dacă vrei să vorbești, vorbești. Dacă nu, vrei să vorbești, taci. Dar ai început să vorbească. Dar ai început peste ea. Păi eu încercam să lămuresc ceva, să îți dai seama cum s-a văzut din exterior când tu nu ai fost aici și tu, dacă vrei să vorbești, bine, dacă nu, taci. Nu am zis bine, am zis dacă vrei să vorbești, vorbești, dacă nu, taci. Dacă aia nu, e. Taci. Păi dar nu e același lucru dacă zic vorbești, vorbești. La 29 de ani și la nicio vârstă, mie nu mi se pare normal să-mi spui taci. Nu poți să zici unei persoane ca și cum tu ai decide. Tu acum vorbești, acum taci. Nu i-am spus asta în primul rând când zici cuiva dacă vrei să vorbești, vorbești. Am mai multe martore dacă se poate. Dacă tu o iei așa, n-am ce să vă fac. Păi nu, nu, că și mie mi-ai zis, Iolanda, vorbește sau taci sau răspunde la întrebarea asta, ca și cum eu trebuie să fac ceea ce îmi spui tu. Bianca, hai să fiu un biserioasă, tu nu, dacă vorbești, nu ziceam, ascultă-mă. Trei variante pe care poți să le alegi. Ascultă-mă. Și acolo văd două variante, ori vorbești, ori taci. Dacă nu spuneam eu întrebarea, dacă îi zici la Iolanda când vine, îi ziceai sau nu îi ziceai? Da, ba da. Ba da. Sincer, o exact. Ziceam, adică nu mi s-a părut că era ceva care trebuia să-i fi zis față în față. Că păi dar nu e ca și cum eu cum zici. Dar eu am zis, dar tu îi ziceai sau nu îi ziceai? Poate nu i-ar fi spus fix acum, ai intrat Olanda, hai să o anunț, știi? Dar poate ar fi luat-o la fel cum ne luăm noi, pentru că noi suntem puțin restul, altfel față de, obișnuită de Iolanda, și ne spunem altfel, știi, separat. Dar Bianca cu Iolanda, care nu poți să zici că sunt la cataramă și nu se înțelege Bianca cum vă înțelegeți voi cu ea, e normal că n-ar fi luat-o instant acum. Cum nici eu, de exemplu, în locul ei n-aș fi luat-o instant pe Iolanda să-i zic, aș fi zis-o într-un context, știi ce zic? Da, într-un context. Nu, v-ați fi făcut o strategie în spate. Doamne, dar ce strategie? Măi, dar cred că strategie ai tu acum. Puneam undeva într-un colț. Dar nu era o vârstă, era o discuție la masă. Să fim serios. Eu m-am uitat la Kinga, mie mi-este foarte dragă, am zis atât de, nu știu, reaconectat ce ai fi spus Iolandei sau nu mai știu, sau nu mai știu ce am zis eu, gen... Asta a fost. O să fie așa, trebuie să vă obișnuiți, pentru că cine își face cuplu, se va vorbi despre el, pentru că în casa, iubirea, asta se vorbește. Mă duc să pun eticheta. Mă duc pe acolo, da? Mă duc la piscină? Mă duc spre piscină? De ce? Neapărat? Nu, am vorbit să știu. Eu am căutat numele, le-am pus. Le-am arătat așa, numele aia, așa, aia. Dar trebuia să și arătăm. Eu așa am făcut. Tu eram pus direct un pic. Apoi cred că nu mai trebuie să le caut. Aici. Ce mai am? Sincer, cine-i sincer? Mai ales că l-ai și sărutat prima dată, știi? Și atunci... Păi nu l-ai sărutat prima dată, că am făcut amândoi așa un pas. No, dar aia nu știu și mă voi, știi? Tu.
eu am zis părerea mea ce-am văzut până acum. Nu, că se schimbă pe parcurs. Uite, atât de emisiune și poate vi se schimbă. Eu să zic eu ce am văzut până acum. No, eu strig la ea, cum o să vedeți poate și voi altele, băi, da, dacă mă apropiu de un băiat sau el de mine, îți dai seama că ai tot dreptul să comentezi. Normal. Să dai cu părerea ta. Eu poate văd altfel, tu poate vezi altfel. Da. No. Îmi pare rău despre acest băiat, nu vreau să-l consider fals, dar n-am avut altă variantă. La revedere! Când ești aici gen, la o emisiune de genul, când te întreabă, vine și Andreea, tu trebuie să-i dai o explicație, înțelegi? Nu poți să zici, nu mă interesează părerea voastră, păstrează părerea. Pentru că oamenii de-aia au gură să vorbească, zici părerea, dar nu mă interesează. Păi aia, de ce o asculți, nu? O asculți. Ca aia înseamnă că gen, vrei să eviți o vedere lor. Dacă pe la spate, pentru ce? Hai că mergem acolo, că mi-e cald aici. Să te conduc. Te conduc. Să mă conduci? Yes. Te conduc eu după. Hai să zic, vrei să stai aici? Hai că mă urc. Ce face? A. No, deja să nu mă înțelegi greșit așa. Dar eu nu înțeles greșit, Dori. Și tu la rostul tău te rog frumos chiar să stai cu părerea despre ce crezi tu despre băiatul care poate cu care aș vrea eu să formez un cuplu. Din partea mea dați-vă cu părerea fiecare cum vrea, că pe mine nu mă influențează nimeni. Părerea, dacă tot ați vorbit pe el pe la spate, nu trebuia neapărat să-l auzi. Bianca a început într-adevăr și după aia într-adevăr că a zis Ștefi că îi zici și în față sau nu știu care a zis, știi? Și a zis că da. De-aia au început, știi, a început subiectul. Tu, fiecare poate să aibă părerea lui din partea mea, înțelegi? Eu asta zic. Eu știu adevărul adevărat, cei care îs în relația aia pot să simtă cu adevărat ceea ce gândesc cu ceilalți. Noi le dăm cu părerea de exterior, știi? Tu simți cum simte Kinga, cum simt eu, știi? Mă să zic că, ce, tu ești ușor de influențat? Dacă e vorba așa, de exemplu, să nu, mă pui pe gânduri, știi? Păi, dar mie, de exemplu, dacă dai nu neapărat ușor de influența, dar mă pui pe gânduri și mă poate mă... Mie, de exemplu, dacă îmi zic toate fetele, nu te duce în camera roșie cu nu știu care, cu X, cu Y, că nu știu cum. Eu dacă nu sunt ușor de influența, fac ce vreau aia. Eu. E vorba de și chestia care ai zis-o și tu, că eu fac mai mulți pași spre el. Dar mie așa mi s-a părut. Deci, sincer, mie așa mi s-a părut. Păi știu, să mă pune pe gânduri, de exemplu. Că ce? Dar știi cum, ești tu poate un pic mai, nu știu cum să zic, poate ești un pic mai... Eu mă gândesc, mai overthinker, mă gândesc despre multe chestii. Ascultă-mă, știi cum e aici, în orice relație, vezi că auzi părerea aia, dar trebuie să le ascoți un pic să-ți dai seama. Poate că el se schimbă pe parcurs, că poate el o să facă mai mulți pași, cum a făcut și acum el în el nu pleca de acolo, că era toată ziua cu ea, deci aia a fost altceva. Mm-hmm. Dar oamenii din exterior pot să-și dea foarte ușor cu părerea despre relația voastră, pentru că eu văd altfel, știi? Nu, dar eu ca lider chiar am încercat efectiv un moment de față să planez ceva, mi s-a zis ori vorbești, ori taci. Păi n-am putut să vorbesc, deci îmi trebuie să taci. A zis și ea, ia, dacă vreau să vorbești, vorbești, dacă nu taci. Și eu vorbeam, dacă nu vreau ceva gen, dacă nici măcar n-am început să vorbesc, adică ce, îmi spui să, cum adică, poate să spui dacă vrei să vorbești, vorbești, dacă vrei să taci. Ăsta e momentul. Băieții care ar fi ales-o pe Iolanda, da, șefa casei, eu chiar sunt curioasă, eu vreau să iasă mai odată eu, Iolanda, eu chiar sunt curioasă ce mi-a să fac. Cred că, stați puțin, cred că se vede așa. Poftim, tu nu știu ce, tu nu știu cum, eu am venit prima din casă, păi... Eu o să vreau să mă văd cu Mihai. Ups, ai. Vreau să mă văd cu Mihai. Fetelor, îmi pare rău, dar camera roșie este a mea. Eu vreau să mă văd cu Mihai. Nu mă interesează de voi. Afară e altceva. Aici suntem zilnic. Dar nu noi trebuie să ne dăm cu părerea, e chestia. Dar ce ne publicul? Da, publicul de acasă aude ce vorbim noi în casă. E altceva atunci, publicul poate să vedea. Păi ei văd singuri, frații mei. Că ei văd mai mult decât vedeți voi. Cum vezi tu la televizor și cum ești tu când ești în casă? Cum îi? Tu în casă ești aici, la TV e altceva. Da, dar uitați-vă, ei văd mai multe decât vedeți voi. Toate camerele roșii cum au fost
fiecare ce-o împărțit. Păi aia e altceva. Asta vă ia doar aia acasă. Dar dacă timp tu nu vezi, mi se pare normal să vorbesc cât știu. Da. Să-mi dau cu părerea. Eu una nu pot să dau aștept cu părerea, pentru că așa mi se pare normal. Tu la un moment dat o să-ți dai și cu părerea, da, poate. Dar încă despre nu pot, încă despre nu pot. Da, dar atunci până nu poți. Încă nu poți să dau cu părerea. Și atunci până nu poți, tu nu putem nici noi. Ba da, eu doar zic, ca și cum ai citit dintr-o poezie doar primul vers și ai zis, ți-ai dat cu părerea despre toată poezia. Înțelegi? Nu. Ia, ce ziceți dacă aș cere la cameră să vedem dacă ne aprobă? Să vină Mihai încoace, să o mai destreseze puțin pe Iolanda. N-ar fi rău, n-ar fi rău. Hai să vin și eu lângă tine, vocea a doua. Se poate să vină Mihai în casa fetelor să o mai destreseze puțin pe Iolanda? Că se pare că este puțin nervoasă și tensionată și stă doar în grădină și cred că ne bârfește sau eu ar trebui oricum să tac. Poate să vină Mihai în camera noastră să... ceva? Cu Iolanda? Să mai stea pe ea? Spune da sau nu, măcar să știu dacă da cer imposibilul. Cred că este imposibil. Imposibil? Te rog. Nu mai convingătoare. No? Te rog din suflet. Are rău să acaudă, dă-l mai într-o parte așa. Te rog din suflet, ai putea să-l aduci pe mine. Hai, pentru Iolanda. Să nu mai stea doar la bârfă. Te rog, spune ceva. Nu. Spune da sau nu măcar, că mă dor picioarele. Nu. Nu? Nu? O vrei? E foarte stresată, vă rugăm frumos să vină. Tu, când vorbesc eu, vorbești mai încet. Taci. Pentru că se uită în coace. Era secret. Mulțumesc. Rămâne stresată în continuare. S-au oprit toate ca să audă ce am zis. Asta ți-am zis să taci. Instant. Da? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Wow, bună ziua! Sunteți foarte frumoase! Mulțumesc la fel și voi! E foarte frumos aici la voi în casă, iar voi sunteți foarte frumoase. Prostuța mea e bine? Da. Mai reziști, prostuță? Stai tu aici, lângă doamna Andreea. Hai. A, să stau la mijloc? Să nu fie nicio răceală în preajmă. A, că eu încă mai sunt. Nu ne mai revenim, așa rămâne. Eu sunt bine, vă... Deocamdată. Nu! Bianca! Da. Nu crezi în sentimentele Iolandei? Doamna Andreea, le-am spus fetelor că nu-i văd atât de conectați pe cum îi văd pe Radu și pe Kinga. Nu mi-am format o părere clară pentru că nu i-am văzut de prea multe ori, doar că mie îmi sunt foarte dragi ei, mai ales Kinga, i-am văzut, nu știu, mai atașați așa unul de celălalt. Și am zis, într-adevăr, și cred că, nu știu, poate că v-a supărat-o pe Iolanda, dar nu am sunat la modul că ei sunt falși. Și efectiv că nu-i văd atât de conectați, atât. Te-a supărat, Iolanda? Chestia e că am zis de la început, eu sunt persoana așa care pune mâna la suflet și am zis de la început, mai bine nu-mi ziceți părerea, ce, nu poți să asculți o părere? Ba pot, dar mă enervez aia chestia. Dar și așa exprima părerea despre toate fetele și despre... Știi? Inclusiv de situația ei cu Sorin și Robert. De foarte multe ori și eu niciodată nu m-am supărat sau nu am fost atât de explozivă și mi-am exprimat și odată o diferit, părere. Adică dacă pe mine mă deranjează ceva, trebuie să mă prefac, că nu mă deranjează? Nu am zis asta, doar că mi-am exprimat și odată părerea așa mai, poate mai... Mai liber. Mai liber. Acum trebuie să învățați să vă acceptați părerile cât de cât, zic și eu, ca să conviețuiți bine aici. Dar totodată, dacă nu o cereți... E ca și cum citești dintr-o poezie primul vers și îți dai cu părerea despre toată poezia, dacă n-ai învățat nimic. Au, ce comparație superbă! Haideți să facem conexiunea și cu băieții, să vedem ce fac băieții, să vedem ce părere au și ei. Mamă! Ce frumoasă e! Ce faceți? Bine! Așteptam la o poveste. Așteptam un semn. Băieți, voi cum simțiți apropierea asta dintre Mihai și Iolanda? Foarte frumoasă. Le felicităm. Vi se pare așa ceva, nu știu, care să bată la ochi? Nu. Alți? Nu. Alți, vă referiți, doamna Andreea?
În general? Nu. Nu. Mihai. Da, doamna Andreea. Fetele aici în casă consideră că Iolanda nu este atât de reală în sentimentele față de tine. Și ale tale față de ea, bineînțeles. Eu, de când am intrat, am fost eu, real, să-mi spună fetele ce au văzut sau ce au simțit de spunând lucrul acesta. Chiar sunt curios. Noi, adică cel puțin eu, îl felicit pe Mihai și nu e fals, adică vă confirm eu fetelor că nu e fals. Eu îl știu de la hotel și cum ne povestea despre ea. Dar ce face? Suspină după ea? Îi pronunță numele în somn? Ce face? Încă nu, că nu mi-a tras atenția asta. Nu, dar dacă spunem Iolanda, se luminează la față, se face zâmbește, se clipește, nu știu, e... Mihai niciodată, pe el nu-l vezi nicio situație să se prefacă cu nimic, mai ales aici, clar confirmăm toți. Deci, în reale sentimentele, din partea lui către ea. Din partea lui către ea, cum nu știm, noi n-am stat cu Iolanda. Despre apropierea ta, Radu, de Kinga, ce părere crezi că au fetele? Doamna Andreea, sincer vă spun, părerea fetelor pentru mine este importantă doar 40-50%, adică până la urmă... Adică până la urmă, pe mine mă interesează ce este între noi doi. 40-50% înseamnă aproape jumătate, nu? Păi e 40. Important cam pe jumătate, nu e important în totalitate pentru mine sau să o iau în considerare. Și a telespectatorilor? Este importantă, bineînțeles. Cât? Este importantă 100%, normal, pentru că ei ne votează și deci ei ne țin în casă. Deci Kinga nu mai rămâne pe nicăieri. E din afară. Părerea Kingă-i... Este 0,0,0 dacă a mai rămas pe undeva... 1000% importantă. A, păi 1000% dacă te pricep la matematică, să știi că nu e bine. A înțeles lumea acasă. Eu zic să te înțeleagă Kinga. E cel mai important, în primul rând. Da. Asta e important. Acum. Și vreau să le mai transmit ceva fetelor, să creadă și să conștientizeze că poate exista dragoste la prima vedere. Deci crede dacă... și nu cerceta. Da, exact. Adică poate să existe dragoste la prima vedere. Dar ce, Radu, a fost dragoste la prima vedere la tine? Da. Foarte frumos. Iolanda, ești supărată în continuare? Nu. Puțin. Puțin? Ce te deranja mai exact? Nu e vorba doar de Bianca, ce-o zis. Era doar, era așa, în mare, așa. Mai ales că o zici și nu zic de răutate sau așa, dar și chiar și Dori a zis chestia asta că vede că am făcut eu mai mulți pași spre Mihai decât a făcut Mihai înspre mine, ceea ce eu nu văd, adică mie mi se pare același lucru. Pot să spun și eu, Iolanda. Dar e ok, Bianca, adică eu nu sunt supărată pe tine. Eu am zis doar din prima că chiar nu mă interesează părerea voastră, pentru că mi-e chiar... Nu e foarte importantă pentru mine părerea pe care voi o aveți, în primul rând, pentru că ceea ce simt eu și ceea ce simte Mihai, până la urmă, ceea ce știm noi, nu puteți să simțiți voi pentru noi, nu puteți să fiți noi, nu puteți să mergeți voi. Vreau să pot să spun și eu ceva, dacă îmi permiți, te rog mult. Nu am zis că sunt un cuplu fals, ci efectiv, între Radu și Kinga am văzut o conexiune, nu știu, mai mare, reală. Poate că m-am exprimat într-un fel mai... Nu știu, mai cum a zis și Andreea, chestia e că fiecare își arată... Își arată... Da! Își arată cum se simte în mod diferit, absolut. Ce ai spus mai exact? Eu am zis din punctul meu de vedere, din câte s-au întâmplat, într-adevăr, din prima săptămână, de când ei doi s-au apropiat, mi se pare că Iolanda a făcut mult mai mult pași spre Mihai. Nu am zis din răutate, eu am zis părerea mea. Joia devine ziua confesiunii. Tema de astăzi este familia. Tatăl tău ți-a spus vreodată te iubesc? Nu mi-a spus niciodată. N-aș face asta copilului meu. N-aș putea să stau cu tasul pentru el să-i scot ochii mai târziu. Este o discuție care chiar te sensibilizează. Unde ți-a fugit gândul? La cine? În primul rând la fată. Până am fost împreună toți. Pe parcurs s-au schimbat multe. Mama nu a lucrat nici măcar o zi. A stat acasă și s-a chinuit cu noi. Eu zic că cel mai important lucru este să fii acolo pentru copilul tău. Mi-aș fi dorit mult mai mult să fii acolo și să fim săraci, să nu avem ce mânca și să o am pe maică mea decât să nu am deloc. A început să-l jignească, să mă jignească
a început să fie violent. Și am ajuns în spital, mi-a fost foarte rău. A fost groaznic. Să-l ierți vreodată? Niciodată. Nu pot. Joia devine ziua confesiunii. Tema de astăzi este familia. Tatăl tău ți-a spus vreodată te iubesc? Nu mi-a spus niciodată. N-aș face asta copilului meu. N-aș putea să stau cu tasul pentru el să-i scot ochii mai târziu. Este o discuție care chiar te sensibilizează. Unde ți-a fugit gândul? La cine? Primul la fată. Am fost împreună toți. Pe parcurs s-au schimbat multe. Mama nu a lucrat nici măcar o zi. A stat acasă și s-a chinuit cu noi. Eu zic că cel mai important lucru este să fii acolo pentru copilul tău. Mi-aș fi dorit mult mai mult să fii acolo și să fim săraci, să nu avem ce mânca și să o am pe maică-mea decât să nu am deloc. Și a început să jignească, să mă jignească, a început să fie violent. Și am ajuns în spital, mi-a fost foarte rău. A fost groaznic. Să-l ierți vreodată? Niciodată. Nu pot. Iolanda, ești supărată în continuare? Nu. Puțin. Puțin? Ce te deranja mai exact? Nu e vorba doar de Bianca ce-o zis, era așa în mare, așa. Mai ales că o zis și, nu zic rău de răutate sau așa, dar și chiar și Dori a zis chestia asta că vede că am făcut eu mai mulți pași spre Mihai decât a făcut Mihai înspre mine, ceea ce eu nu văd, adică mie mi se pare același lucru. Pot să spun și eu, Iolanda. Dar e ok, Bianca, adică eu nu sunt supărată pe tine. Eu am zis doar din prima că chiar nu mă interesează părerea voastră, pentru că mi-e chiar... Nu e foarte importantă pentru mine părerea pe care voi o aveți, în primul rând, pentru că ceea ce simt eu și ceea ce simte Mihai, până la urmă, ceea ce știm noi, nu puteți să simțiți voi pentru noi, nu puteți să fiți noi, nu puteți să mergeți voi. Vreau să pot să spun și eu ceva, dacă îmi permis, te rog mult. Nu am zis că sunt un cuplu fals, ci efectiv, între Radu și Kinga am văzut o conexiune, nu știu, mai mare, reală. Poate că m-am exprimat într-un fel mai... Nu știu, cum a zis și Andreea, chestia e că fiecare își arată da, își arată cum se simte în mod diferit, absolut. Ce ai spus mai exact? Eu am zis din punctul meu de vedere, din câte s-a întâmplat, într-adevăr, din prima săptămână de când ei doi s-au apropiat, mi se pare că Iolanda a făcut mult mai mult pași spre Mihai. Nu am zis din răutate, eu am zis părerea mea. Și am zis că eu mă gândesc că și o vreodată, dacă o să am cuplu, o să-și dea fiecare cu părerea și o să accept. E strict părerea mea, tu știi ce simți. Corect. Eu am zis din punctul meu de vedere și cred că am tot dreptul să-mi dau cu părerea. Nu am zis din răutate, nu am nicio treabă nici cu Mihai, nici cu ea. Am zis strict ce am văzut eu. Uite, vorbește cu Iolanda, Mihai. Poate îi trece și ei. Iolanda, n-ai de ce să te afectezi așa de tare, dar ce spun fetele. Dar nu mă afectează chestia, pentru că nu am cerut nicio părere și mie nu mi se pare să-ți dai cu părerea despre ceva ce nu ai multe informații. Nu sunt genul de persoană care, de exemplu, să citească începutul unei cărți și să zic, știu exact despre ce e vorba în cartea aia. Trebuie să-ți cerem voie să ne exprimăm părerea. Nu, puteți să mă ziceți părerea. Dacă ați început să mă ziceți pe la spate, țineți-o acolo. Dar nu am fost pe la spate, ți-am zis în față. Fetelor, vă veți schimba părerea când veți vedea ce s-a întâmplat în camera roșie. Credeți-mă pe cuvânt. Aoleu, ce-ai făcut acolo, Mihai? Chiar în prima zi, doamna Andreea. Da, la asta mă refer. Noi am înțeles asta cu descălțatul. Da, păi a fost o conexiune... Wow! Dar voi nu puteți să aveți o conexiune de față și cu ceilalți oameni? Pentru că mie mi se pare că atunci când suntem toți și doamna Andreea spune Iolanda, vorbește cu Mihai, Mihai, vorbește cu Iolanda, voi sunteți... Dacă nu, cât pe privat. Fiecare are ceva nou. Ceva emoții, că nu e așa de simplu să stai să mă distrezi. Dar deja sunt la un alt nivel mai apropiat. Astăzi am fost în casa băieților și s-au comportat altfel, că eu le-am zis. I-am zis și la Dori. Au fost conectați în continuu. Ei au fost acolo deoparte, deci nu au vorbit cu nimeni. Dar eu nu am fost să văd aia chestia și pot să vorbesc strict cât am văzut. Că dacă mergeam poate astăzi în casă la băieți și vedeam,
posibil că îmi schimba părerea. Ce zic? Iolanda, Mihai, știți ce vă rog? Asta e pentru voi. Ați venit la o emisiune TV. Dacă nu vreți să împărtășiți cu restul casei, sau poate doar tu, Iolanda, nu vrei să împărtășești cu fetele, totuși să împărtășiți cât de cât puțin, măcar cu mine. Mie nu mi se pare că interesează pe cineva cu adevărat aici. Mie mi se pare că toată lumea, dacă întreabă, e numai motiv pentru ce se poate vorbi mai departe. Aici, în casa fetelor? Da, băi, mie așa mi se pare. Mie nu mi se pare că le interesează cu adevărat. Eu n-am venit odată aici și m-a întrebat, de exemplu, când a venit camera roșie, în afară de data aia când am zis eu că nu vreau să vorbesc despre asta, asta a fost atunci când am vrut să fac o greșeală, din cauza că n-am văzut că și băieții sunt pedepsiți. Și eu dacă ziceam acum, de exemplu, ne-am sărutat, se știa exact cu cine, nu? Putea să fiu și eu pedepsită, de aia nici le-am zis. Auzi, nu-mi zi tu mie că nu te-am... Eram în grădină toate și te-am întrebat tu când ai venit. Așa că le-am vorbit, că era frumos, și vorbe, frumos, dar cum poți să zici că nu te-am întrebat? Ne întrebăm una pe alta. Eu mă uit într-o direcție și vorbesc cu cineva. Telespectatorii au nevoie să înțeleagă ce simțiți voi. Trebuie să înțelegeți că sunteți expuși ca și relație cu noi în casă și în fața publicului. Nu trebuie să vă ascundeți cu nimic. Toți trebuie să avem câte o părere, voi le ascultați sau nu. Mai presus de toate, sunteți în aceeași până casă la toate urmă, fetele. Până la urmă, fetele vă spun ceea ce consideră ele, pentru că probabil și voi arătați ceva. Nu trebuie judecate într-un fel sau altul. Ele doar spun ceea ce văd. Dragi telespectatori, vă rugăm, nu uitați să vă votați favoritul sau favorita de aici, din Casa Iubirii. SMS la 1206, doar cu numele concurentului sau concurentei pe care vă doriți să îl susțineți sau să o susțineți aici, în Casa Iubirii. Sau puteți vota fără diacritice, da, nu vă stresați, nu vă chinuiți. 1206, SMS cu numele concurentului pe care vreți să îl susțineți. Mihai. Da, doamna Andreea. Te-ai descalifica pentru Iolanda. Dacă ar spune ea, hai cu mine, da. Când te-a întrebat Radu, ce ai spus? Eu am spus exact așa. Dacă ar veni din partea ei să spună hai cu mine, în secunda 2. Și dacă ești tu? Nu știu, trebuie să ne spună Iolanda. Iolanda, tu te-ai descalificat pentru Mihai. După cum decurg lucrurile acum, da. Din ce motiv am venit eu aici la Casa Iubirii? Exact, să te îndrăgostești. Și dacă ai găsit pe cineva de care chiar te-ai îndrăgostit și crezi că o să meargă mai departe, da, bineînțeles. Nu ai venit aici să te îndrăgostești de cineva și pe urmă stai în emisiune pentru ce? Nu aș vedea bani, bani, faimă, joburile. Pe mine nici măcar nu m-ar influența faima sau așa, de exemplu. Dacă eu aș sta... Doamne, deci Kinga, să înțeleg că dacă Radu ar fi descalificat, tu ei spune, mai stai un pic, Radu, du-te tu! Eu zic că banii poți să-i Radu, obții, îmi pare rău. Păi cum, că în gala ai spus da. A, da, nu, păi, glumit, Radu, chiar a glumit. Nu. Ce faci, Cristian? Sunt bine. Cum a fost vizita Ștefaniei în casă? Foarte plăcută. M-am bucurat foarte tare să o revăd. Da. Și am văzut-o, nu știu, puțin mai, mai apropiat așa, astăzi. Și asta m-a bine dispus. Ți-a arătat ceva din ceea ce-ți doreai tu să vezi? Nu neapărat mi-a arătat ea, cât și eu am insistat puțin pe o anumită chestie și a fost de acord, oarecum. Ștefania, știi ce este aia chestie? Mm. Păi știi la ce mă refer? Nu știu, sunt blondă. Am încercat oarecum să întind mâna și ea m-a luat de mână și așa mai departe. A fost copilăresc, dar frumos. Avem nevoie și de chestiile astea. Normal! Foarte frumos! Ai luat băiatul de mână, bravo! În sfârșit, ai făcut și tu un pas. Ți-a fost frică că se retrage ieri? Chiar că te joci? Că niciodată! Nu știi, mură, că te-am văzut! Nu, astăzi chiar aveam un plan. Recunoaște! Da, mi-a fost foarte frică. Aveam un plan să o fac astăzi. Ok, și de ce n-ai făcut-o? Că după m-am emoționat. Păi normal, știam. Mama, amândoi sigur pe ei? Da. Bun. Hai să o lăsăm la cald asta, să nu mai vorbim, că iar mi-o dă pe aia rece și mă demoralizez. Crezi? Nu-ți mai dau niciodată ceva rece, decât înghețată, dacă vrei să ieșim la înghețată. Bun. Nu te mai interesează date-ul ăla cu Flavius? Care date? Din camera roșie.
Păi Flavius și-a îndreptat, oricum am văzut, dar am vrut doar să-l cunosc atunci, să văd cum e el de fapt. Și și-a îndreptat atenția către Dori, așa că nu. Și dacă nu și-a îndreptat? Și? Exact. Avem aceeași părere, Cristian. Care este aceea? Eu n-am vrut doar să-l cunosc așa și să văd cum e, că-l știam de pe alte rețele de socializare și chiar eram foarte curioasă să văd cum e. Și e drăguț, da? E drăguț, dar ce? Da, e de Dori. Deja? Noi am zis așa, nu? Am văzut că... Nu suntem o simpatizează. Suntem în cunoaștere. Da, în cunoaștere. Și vreau să, poate, am vrut să-l cunosc așa, să văd cum e. Flavius? Da. Ești în cunoaștere cu Dori? Păi cam așa. M-aș fi bucurat, sincer, să vină și ea în casă astăzi. Am crezut că voi, gemelele, aveți telepatie și o să aveți același răspunsuri. Mi-a exact. Și dat cu picul de la tine, să știi. Personal i-am dat. Da. Flavius, dar să știi că puteai să ceri tu să vii la ea. Cum? La cameră. A, încercarea moarte n-are. Știi ce face Kinga în fiecare zi? Aici, în casa fetelor? Nu știu. După ce intră, stă puțin, socializează cu fetele, ce mai fac ele pe aici, vine la cameră. Este... e la ordinea zilei. Poți să-l văd și eu un pic pe Radu. Po, hei, cameră, hei, 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 cameră. Se întoarce camera către ea. Pot să-l văd și eu puțin pe... arată-mi și mie un pic, un pic, un pic, un pic, un pic. Nu? De ce? Nu? Hai, cameră. Măi, nu știu ce să zic, dar pe mine mă sperie așa puțin câteodată. Camera aia mai repede se topește. Hei, cameră. Și pe mine m-a speriat ieri doamna Andreea în grădină, când am discutat cu ea și mi-a zis, pe mine să nu mă superi niciodată, că dacă mă superi eu devin furioasă. Și era mică așa și pare că venea să o țină așa cu mâna, că mi-a zis că e furioasă. Și fac urât, a zis. Unde-i Cătălin? Aici sunt. Cum e Cătălin cu Larisa? Mi-a plăcut că a venit și că a ghicit astăzi. O ghicitoare. Ghicitoare. Doar că mi-ar fi plăcut să vină să stea lângă mine mai mult și să nu stea în fața mea. Acum nu știu dacă a vrut să păstreze contactul vizual sau să mă analizeze cum mănânc. Bun! Cum mănâncă? Era foame și-o zis de priviață. Eu m-am pus acolo că era un loc liber și am zis să mă pun așa să văd toți băieții dacă... sau pe toată lumea. Eu te-am întrebat dacă vrei să vii lângă mine. Se mai făcea un loc liber. De ce râzi, Bianca? Eu râdeam că poate Cătălin a crezut că Larisa are atenția îndreptată doar către el și ea a zis acum că îmi doream să văd toți băieții și mi-am permis și eu puțin să râd. Îmi face plăcere să vorbesc cu el, dar rămâne de văzut, adică... Păi da, și dacă vrei să rămână de văzut, înseamnă că trebuie să avem ocazia să ne cunoaștem mai bine. Da. Dacă tot timpul... Vreți să vă spuneți ceva? Eu am spus de prima dată că dacă ar fi, aș mai vrea să-l cunosc și pe încă cineva. Și după aceea... Adică eu oricum nu vreau să mă grăbesc. Păi, dar n-a zis nimeni asta. Care este acel cineva? Din asta trebuie să vrea și el. Ba, dar, ce faci, Larisa? Dar cred că se știe deja. Sau nu? Ce? Fetele știu. Florin? Da. Da, dacă vrea și el, bineînțeles. Cătălin, ce simți acum? Momentan nu pot să zic că simt ceva. Am discutat acum, doar acum, acum, după auzul acestor lucruri. Păi, mi se pare normal că și eu am vrut la început să le cunosc pe toate. Într-o oarecare măsură. Acum nu cred că dacă m-a chemat în camera roșie ieri, gata, o să rău... Chiar am vrut să ne cunoaștem, că chiar n-am putut să vorbim deloc. Nu pot să iau o decizie. Da, adică eu înțeleg că vrea să-l cunoască și pe Sorin. Nu am nimic împotrivă, să-l cunoască. După aceea să-și dea seama de ce trebuie să mă cunoască pe mine mai bine. Să mă mai certați voi pe mine de aici încolo. Să mă mai văd eu pe voi. Că mai ziceți ceva. Sorin, tu vrei să o cunoști pe Larisa? De ce nu? Adică suntem în stajul de cunoaștere. Bianca de a cunoscut... Da? Bianca a cunoscut două persoane, Bianca. Nu înseamnă că va rămâne cu ambele persoane, tot așa și eu nu o să rămân cu toate persoanele, nu? Ești așa supărat. De ce se rezumă la Bianca toată situația? Păi nu, dar e logic, adică nu știu, nu înțeleg. E, de ce e ceva normal, suntem în stadiu de cunoaștere, tot. Cine cu cine, Sorin? Tu cu Bianca?
Cred că în afară de Mihai cu Iolanda și el cu Kinga toți. Adică avem o îndreptare, ca să zic așa, către o persoană, dar nu cred că e nimic rău în, nu știu, a ne cunoaște. Eu am înțeles că deja ai renunțat la Bianca. Nici vorbă. De ce ați înțeles chestia asta? Bianca a specificat în mai multe rânduri că nu e o problemă să cunoști mai multe persoane dacă ele te atrag sau, nu știu, dacă îți plac. Dar care este decizia ta față de Bianca? Nu știu. Ea l-a chemat pe Robert de două ori în camera roșie. Eu încă mă gândesc la lucrul ăla. Deci... Și ți-a tot sugerat să cunoști și alte fete. Da, da, de vreo da, două da, da, zile da. Încoace. Așa că nu consider că este o supărare faptul că Larisa vrea să mă cunoască și eu sunt de acord cu lucrul acesta. Tu știai, Bianca, treaba asta? Da, știam că am vorbit cu Sorin. Doar că eu chiar m-am gândit real, pentru că el a fost alegerea mea din casa fetelor și m-am gândit cumva că el consideră că nu-i mai dau dreptul să mai cunoască și o altă fată. El nu a avut posibilitatea să mă aleagă pe mine prima dată, doar eu am avut această posibilitate de a-l alege pe el și nu aș vrea să creadă nici o secundă că eu îl țin pe loc, da, din a cunoaște și alte fete. Și după ce am ales pe mine odată, l-a ales pe Robert de două ori. Da, așa este. Okay. Ne-am lămurit. Fetelor, ați primit cartonașe, bilețele și v-a fost greu să le atribuiți. Da, ne-a fost puțin greu. Doar la două. Eu la două cartonașe am avut probleme. Eu la unul. De ce v-a fost greu? La fals și la... Eu am rămas, într-adevăr, cu doi băieți care... Îmi cer scuze, dar pe ei am pus. Am pus, gen, lucrurile pozitive la ce am văzut în casă. Și a rămas cu lucrurile negative. Nu știu dacă chiar râs. Fals sau nu. Nu s-a potrivit deloc. Da. Am și scris, ne pare rău. Poate adică că aveam alte cuvinte, alte defecte sau calități. Mm-hmm. Nu, dar defecte, da. Mm-hmm. Vreți să mă duc acum la băiețele citesc ce ați scris? Da. Avem dar putem să vedea între noi măcar cine ce a scris? Între noi, fetele? Dar ce, nu știți? Nu. Nu. E, atunci să rămână așa. Nu. Okay. Am vrea să le vedem reacțiile. Vedem asta, când le citiți? Vreți? Da. Chiar vreau să știe. Vreau să știe cine a ieșit, cum a ieșit. Da, și o să fie premiat. Cel mai fals este domnul X. Cel mai... Sexy este domnul X. Da. Și să fie o bumbunică. Și cel mai sexy, ce trebuie să facă? Ce ar trebui să facă? Să facă un danseze. Da, domnul Andrei. Cine are pătrățele? Nu e de pătrățele, așa, știm de deja pătrățele. Cine este. Vreți să vă spun cel așa? Care este cu mai mult sex appeal, așa. Flavius. Așa am orientat noi. Da. E, mi se pare așa copil. Nu i-a văzut abdomenul de mușchiare. Păi nici nu le-am văzut, Ștefania. Cred că ai o posibilitate de... Ați văzut pe Instagram. Da, efectiv am văzut pe Instagram. E frumos. Are rău, nu. Cum ar fi acum să le amândoi și să fie Cristi ceva gen? A, păi v-au auzit. Nu cred. Am glumit. Revin. Vă așteptăm. Vă așteptăm. Bună ziua! Bună ziua! Bună. Cam relaxați? Păi discutam. Despre? Fete! Bun. Despre ce fete discutați? Acum eram la Ștefania. Acum erați la Ștefania? Ștefania, la Bianca. La Bianca. Gemene. Gemene. Foarte frumos outfit-ul. Cine? Al dumneavoastră. Foarte frumos. Bolul ăsta? Nu, outfit-ul. Mulțumesc! Da, ținut. Mulțumesc, Flavius. Mai ești foarte atent. Și vibe-ul fiecare dată, dacă mă simt bine, dacă foarte, foarte amabil din partea ta, mulțumesc. Dar nu asta contează, voi contați. Bun. Fetele au avut o mică activitate în ceea ce vă privește. Și au avut așa câteva cuvinte, câteva adjective, câteva descrieri. Deci nu le-au pus ele de la ele. Le-au avut la dispoziție și au trebuit să aleagă câte un atribut pentru fiecare băiat. Da, se alarmă într-acolo. Care poate fi calitate sau defect.
Auci. Pentru fiecare dintre voi. Au stat, s-au gândit, au analizat, nu s-au sfătuit. Și au mers în camera de vot, tocmai de aceea auzeați voi că sună acolo. Da. Și acolo v-au pus aceste calificative. Vi le-au pus aici în pliculeț și fiecare dintre voi ați strâns câte ceva. Trebuie să vă spun că cel care este isteț va trebui să ne spună niște lucruri istețe. Cel care este sexy, fetele au decis să meargă la ele în casă și să le facă un dans așa. Atât am înțeles. Cel care este fals, nu știu ce ar trebui să facă. Să mai fie fac. Eu zic să trecem la treabă. Dacă sunteți curioși, dacă da, nu... Da. Foarte, da? Păi n-am vrut să da. Ne băgăm peste dumneavoastră acum, să zicem... Nu, dar sigur, da, vreți. Da. Normal. Să și de rău. Să fie. Nu contează. Să le vedem și noi. Dacă este ceva de rău, cu siguranță poate a observat ceva la noi și trebuie să schimbăm. Să vedem și noi părerea lor. Au fost și mai rele viață. Mergem înainte. Și de la fiecare știm cine a spus? Sau nu știm. Hai, zile, pe rând. Superficial. Orgolios. De două ori orgolios. Fals. Încă o dată orgolios. Sensibil. Și încă o dată orgolios. Ma! Felicitări, avem orgoliosul casei. Da. Ești? Da. Da? Sunt orgolios câteodată. De ce deci să nu zic nu? Deci nu te miră această părere a fetelor? Mi se pare normal. Cred că majoritatea dintre noi avem niște orgolii, cel puțin ca și bărbat. Se pare normal să fie orgolios. Fals. Nu înțeleg de ce, că am fost întotdeauna destul de transparent cu toată lumea. Bine, n-am decât unul singur, nu știu din partea cui este. Și ce mai ai acolo? Mai ai ceva? Fals. Orgolios. Sensibil. Sensibil. Da, sunt. Într-adevăr, sunt momente când sunt foarte sensibil de foarte multe chestii. Asta pe mai multe planuri, gen și în dragoste, și în așa, în chestii și... Și superficial? Da, am și superficial pe aici, cred, unul, da. Nu știu, dar ce a văzut în superficial. Te deranjează ceva de acolo? Nu. Nu, sunt doar niște caracteristici și cum a văzut, consider că am spus și până acum, până nu cunoștum cu adevărat, având în vedere că noi n-am avut prea mult timp să avem, să petrecem prea mult timp, să vadă dacă cu adevărat îmi dau și tricou și cam așa după mine. Sunt doar niște păreri. Bun. Sorin? Îi tremură mâna. Și lui Robert. Ce ai făcut, mă, băiatul meu? Da. Sensibil. Isteț. Isteț. Sincer. Fals. Sexy. Isteț. Interesant. Deci ai 3 de isteț până acum. Da, 3 de isteț. Felicitări. Unul de sincer și unul de fals. Nu știu care persoane se contrazic între ele. N-am spus absolut nimic fals în ceea ce am spus. Chiar deloc. Deci dacă eu sunt o persoană falsă, nu știu, cred că s-a dus direct la examen fără să citească cartea, ceva în genul. Sincer, persoana care a spus lucrul acesta, cred că s-a uitat... Cred că se uită destul de mult la mine. Isteț, pot să-mi dau seama de la cine au venit acestea cu isteț. Adică aș putea să mă gândesc așa, având în vedere că am avut o astfel de interacțiune cu mai multe fete. Sensibil, iarăși. Ce sex? Atâta timp cât mi-am exprimat felul de a fi și cum sunt eu și ceea ce gândesc de multe ori în fața unei persoane mai mult, dar în fața tuturor, la un moment dat, cred că aveau dreptate, iar cu sexy, pe aici, ce pot să zic? Încă n-ați văzut tot. Aveți răbdare, să mergem la piscină. Să știți că fetele... Ne stocă. Da. Știu. Să știți că fetele se uită la pozele voastre de pe Instagram. Dacă avem conexiune. Vreți? Nu zic, dacă avem acum conexiune. Și credeți că aș fi spus asta? Da. Nu mai știi ce să cred. 100% au. Nu. Eu sunt 100% sigur, pentru că fiecare ar vrea să știe ce am spus fiecare când am citit aceste... 100% n-am avut, dar dacă vrei facem acum. Hai, să facem.
să facem, hai să facem conexiune. N-am avut pentru că au fost plecate pe aici. Din partea voastră. Orgolios, 4 voturi. A câștigat. A câștigat orgolios, 4 voturi. Mi-am și recunoscut. Într-adevăr, în unele cazuri sunt orgolios. Mi se pare normal. Nu înțelege de unde vine acest fals. Și cum pare rău pe spate. Cum pare rău, eu am fost. Cu ce ți-a plăcut? Îmi cer scuze, tu ai rămas printre ultimii. N-am vrut să-ți dau asta, dar mai știam ce să-ți dau. Dacă era încă o calitate, era altceva, dar era fix. Îmi cer scuze, de-aia am scris, îmi pare rău. Nu cred asta despre tine, să știi. Îți mulțumesc. Ia să vedem, Cristi. Asta cu sexy. Oare cine a fi scris sexy la Sorin? Cine a scris că sunt sexy? La Sorin? Eu am fost și tot de data asta, tot eu am fost. Fals. Cristi, scuze. Și aici nu știu ce înseamnă. Ok. Superficie. Sexy, superficial, sensibil și orgolios. Care-s deci, mai multe? Da, deci cred că avem două de superficial. Superficial de două ori. Da. Dar nu e nimic de rău, din punctul meu de vedere. Deci, am primit doar de bine. Superficiale de bine? Nu, asta cred că este... Și aș întreba de ce au considerat fetele. Ce înseamnă superficial, Radu? Adică suferi de mine? Superficial nu e un lucru tocmai bun. Păi și aș vrea să le întreb pe fete de ce au considerat asta. Deci am luat calitățile la persoanele cu care am interacționat cel mai mult și pe urmă... Cine au rămas în urmă au fost cei ghinioniști, no. Eu am zis superficial pentru că, cum am zis și mai devreme, ai fost ultimul dar care a rămas... Dar sunt două, Iolanda. Bun, pe Iolanda am înțeles-o. Cine a mai scris? Superficial. Nu mai țin minte fetele, cred. Sau eu nu țin minte la mine, eu n-am scris. Eu la fel, eu am scris sistem. Bine, Corina, zi de ce. Eu am scris sincer. Atunci, cu ziua lui, dinainte cu o zi, a fost așa că vreau cadouri, dar nu vreau să par materialist sau nu mai știu cum a spus și ideea e că acel cartonaș chiar nu am știut cum să îl împart la ceilalți băieți și am zis să mă leg de treaba asta și să-i o dau lui Radu. Corina, spun sincer, oricine de ziua lui își dorește cadouri. Da, doar că tu nu ai spus-o ca și când ar fi fost ceva normal. Clar, dar eu am, cunoscându-vă pe voi aici în casă și asta îți dai seama, nu pot să-mi doresc din partea voastră un cadou. Îmi doream doar să spuneți la mulți ani, doar să vă aduceți aminte de mine. Chiar am fost foarte sincer, dar doamna Andreea după aia a spus, hai că nu-ți mai fac, nu-ți mai face nisa. Bine, eu chiar am fost, la mine a fost în spirit de glumă, eu știam că o să ți se pregătească surpriza și toate cele. Dar asta am spus neapărat, dar e, na, oricum te pup. Și acum pregătiți-vă, fetelor.
Flavius. Gedero, de ce ai zis așa? Nu cred. Sincer. Sexy. Mulțumesc. Sexy. Mulțumesc. Sexy. Mulțumesc. Orgolios. Da. Sexy. Și isteț. Uite, nu mi-a pus mie, că nu m-am mai rămas cu asta. Și fetelor, exact așa cum v-am promis, cel care primește cele mai multe cu sexy, face dansul ăla, da? Cum era, Ștefania? Da, da. Cum era? A fost vorbit înainte? Bineînțeles! A, deci n-am primit... Că ia tu o parte la altă și ocupă-te de dans. Am glumit. Am glumit. Nu, dar chiar am vorbit, dar nu trebuie să le dansez fetelor, cu toate că unele dintre ele, Ștefania, și-ar dori. Haideți, doamna Andreea, că nu e chiar așa. Era amuzant că el a zis că nu știe să danseze mai așa. Și unul dintre ei, Cristi, ar dori să cunoască și altă fată. V-am zis că așa o să zică? Da, apreciez oricum, sincer. Nu mă așteptam, sincer. Câteodată nu am... În ciuda aparențelor, nu am de multe ori încredere în mine. Știți ce vreau să zic? Adică de multe ori îmi pun întrebări. Și eu sunt psiholog. Da, da, e psihologul meu. Adică toți băieții mi-au fost psihologi în perioada asta. Eu am așa niște așteptări de la mine. Dar nu am fost 100% prezent și eu știu asta. N-am putut. Păi n-am avut perioada de acomodare după ce am venit din India, după ce am stat în altă lume 3 luni jumate, am avut doar 5 zile în România. Și tot am fost și pe drumuri, am fost la Timișoara și nu m-am putut conecta 100% aici. De asta nici nu... E blank pentru mine. Ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Dar mulțumesc, asta vreau să zic. Cătălin. Da, am vrut să fiu mesager. Isteț? Superficial? Sincer? Sensibil? Orgolios? Superficial și sincer. Acum m-am văzut că sunt de două ori sincer, de două ori superficial. O mică contrazicere. Da, asta vreau să zic. Ce ar trebui să înțeleg? Că sunt superficial sau sincer? Mie mi se pare că ești sincer. Eu am zis sincer. Și eu am zis sincer. Sau isteți? Da. Păi și cine crede că sunt superficial atunci? Cine a rămas? Cine mai rămas? Da, eu am scris superficial pentru că... Ce să-i trăi noi? Tot așa... Nu mai aveai ce să mai pui și aia a rămas. Da. Ok. Și a doua persoană? La fel și eu. Crezi că sunt superficial, nu? Nu, ești ok. Te deranjează? Nu mă deranjează. Eram curios dacă chiar e părerea lor reală sau chiar n-aveau ce să mai pună. Mihai! Sărângele? Ia să-l vedem și pe Mihai. Ce-am rămas? Falsul casei? Da, nu-i nicio problemă. Deci se pare că nu doar asupra Olandei. Uite, primul e sexy, v-am zis. Deci, am așa, sexy. Bun. Fals. Sensibil. Fals. Superficial. Isteți. Deci falsul casei. Rămâne fals. Fals. Mama, te deranjează ceva de acolo, Mihai? Sincer, nu. Serios? Da. Foarte bine. Vă respect în continuare. Și noi te respectăm, chiar crede-mă că nu se pupă persoana ta cu acel cuvânt, cu fals, adică din punctul meu de vedere. Dar am pus pentru că nu am interacționat cu tine, bla bla bla, și n-am știut... Adică nu puteam să pun fals, să-i pun fals o Cristian, pentru că încă nu știu dacă e fals sau nu, dar știi ce zic. Dar eu măcar ți-am dat că ești isteț. Vai, Corina, îți mulțumesc tare mult. Plăcere. Haideți să închidem conexiunea. O, doamna Andreea, mai stăm puțin. Nici n-am apucat să ridic. Nu, că se supără băieți. Am să dorm cu ele supernă. Ce anume? Le pun supernă. De ce? Așa să fie. Chiar le credeți? N-am avut, mi-a rămas, nu mi-a rămas, nu știam la cine, cum să pun. Asta au considerat pe moment, exact. Ce să pun în plic. Este strict ce a văzut până acum. Consider că și faptul că orgolios nu consider că este un defect. Se poate transforma într-o calitate, cum să ai niște orgolii pentru tine, nu mi se pare un defect. De aceea nici nu le tratez într-un fel sau altul. Chiar mă bucură
chestiile astea. Sorin? Văd în vedere că din 7, 6 au fost pozitive. Care din ele te-a pus pe gânduri? Falsul am înțeles. Bun. Și celelalte, ce pot spun, toate au fost pozitive. Adică n-am de ce să... Mă bucur. Cred că totuși am transmis un vibe bun, o impresie bună. Cristian. Eu sunt mulțumit, să zic așa, de răspunsurile fetelor. Cam atât. Ești deranjat de alegerile Ștefaniei? Nu. Eu cred că Ștefania se cam joacă cu el. Și se joacă foarte mult. Și de aceea eu vreau că dacă e să vină Ștefania, eu astăzi nu o bag în seamă. Vreau să fiu și eu rece, cum a fost și ea. Și în momentul în care a venit, s-a pus lângă mine și m-a pupat și s-a pus pe scaun, m-am pus și eu lângă, na, era iurea să mă... Adică era nesimțire să mă pun altundeva. Am zis că totuși să nu mai fac treaba asta, să mă îndepărtez. Deși trebuia. Acum că văd treaba asta, consider că trebuia să mă răcesc puțin. Vrei să o testezi sau pur și simplu vrei să te îndepărtezi puțin? Păi... Nu știu ce ar fi de testat. Aș vrea să mă îndepărtez pentru că văd că nu e nimic. Adică văd că nu vrea nimic. Nici nu-l ia, dar nici nu-l lasă. Nici nu te lasă. Că cum vorbești de altcineva, nu-i convine. Păi și cu tine ce face Bianca? Și cu mine ce face Bianca? Și cu oricine ce faci? Stai niște. Nu niște ia, dar nu niște lasă. Și la fel și la mine. Cum? Și măcar... Nu te lasă? Cum? Nu te lasă. Nu și-a dat seama încă. Pa... Vând în vedere discuțiile, nu prea. Care a fost ultima voastră discuție? Păi a fost ieri, am vorbit amândoi. Despre? Despre faptul că ar trebui să cunoască și pe altcineva. Nu e adevărat. Am discutat chestia asta, eu spunându-i ei că nu am nimic împotrivă, că vrea să te cunoască și pe tine. Și după aia a spus și ea, probabil și în apărare și așa mai departe, că și tu poți să cunoști, pentru că eu de multe ori am specificat. Sunt o persoană cu capul pe umeri și avem nevoie de mai multă cunoaștere, nu putem să... Mai ales când mai este încă o persoană în joc. Adică eu vreau să fiu sigur 100%, nu mă alegi pe mine, dar ești cu gândul și în cealaltă parte. Ce poți să faci mai mult de atât? Păi, pași mici și siguri decât să... Eu am făcut foarte mulți pași. Foarte mulți pași și din partea ei n-am văzut nimic. Adică eu am chemat-o de două... Cum nimic? Păi ce am văzut? O îmbrățișare? A, și m-a pupat pe obrază. Și încă o chestie. Dar ea tresare de fiecare dată dacă tu, nu știu, spui ceva frumos de o altă fată sau dacă ești atent la o altă fată. Este deranjată imediat. La secundă. La milisecundă. Și eu sunt. Și ea probabil că e conștientă de faptul că nu cred că ar fi altcineva potrivit pentru ea. Pentru că, de exemplu, Robert e mai mare ca ea cu 16 ani sau cât... Sorin la fel. No. Flavius la fel, are treaba asta cu vârsta. Plus că este și înaltă. De exemplu, cu Radu s-ar potrivi. De ce este dornică să-l cunoască? Sau de ce a fost dornică să-l cunoască? Păi ea da. Și el nu? Păi nu știu. Dar, știu că dar ea nu pare interesată de decizia lui. Știu că el mi-a povestit de chestia asta cu vârsta. Da, și adevărat. Da, pe ea nu interesează treaba asta. Cu vârsta? Nu ține nimic. Păi nu de ea, nu, zic el. Pe de mine. Da. Pe ea nu o interesează ce-și dorește de la o fată, de la o femeie. Da. Pe ea o interesează ce-și dorește ea. Am înțeles. Arată că parcă n-ar vrea să te piardă nici pe tine, dar cu siguranță ar vrea să-l cunoască foarte bine și pe... De aceea nici nu vrea să se arunce într-o relație cu tine, să oficializeze ca și cum ați fi într-o relație. Corect. Pentru că poate o avea șanse la Flavius. De aia nu se tace nici arată la căruț. Doar că acum a apărut și Dori în peisaj. Da, dar ideea e că oricum după camera roșie cu Ștefania, i-am spus acolo, stăteam la biliar și am spus că știi, mie mi se pare că te potrivești bine cu Cristi. Asta am spus. Dar să știi că și noi am spus. Pentru că... Și noi am spus că se potrivesc. Se potrivesc, pur și simplu. Da, pur și simplu și nu... Vârsta și... Și am văzut așa o conexiune între ei, chiar dacă n-ai, a vrut să mă cunoască. A vrut să vadă că poate cum sunt pe rețele de socializare, dacă sunt la fel în realitate. E bine să-și dea ea seama de lucrul ăsta cel mai mult. Da. Nu să fie influențată din normal. Alte direcții. Ne omoară rețelele de socializare. Ne omoară. Păi ne-a afectat într-un fel. Și asta am avut o discuție cu Doradu o vreo oră. Mi-a zis. Când ar fi trebuit să... Nu știu că am venit ca și cum presat așa aici. Nu știu de ce. Și nu înțeleg de ce. Pentru că, doamna Andreea, eu l-am căutat pe YouTube, pe el, și sunt foarte multe reportaje și chestii
cum că el ar fi cringe pe TikTok. El cumva, n-am spus atunci, lumea l-a judecat foarte mult pe el și a prins o chestie legată de chestia asta. N-ai nevoie de absolut nimic decât de tine. Atât. Și de hate, atât. N-ai nevoie de nimic și de nimeni. Ai ajuns până aici și nu doar aici. Ci unde ai ajuns tu? Ai ajuns cu ajutorul cuiva, din, nu știu, persoanele care ți-au scris? Nu. Cu hate sau fără hate? Nu. Te-a ajutat cineva vreodată cu ceva? Nu, în afară de familie, nu. Cu vreun sfat, cu vreo îmbrățișare, cu vreo, nu știu, cu vreun cuvânt care să te ajute, cu vreun ban, cu vreo mâncare caldă când ai avut nevoie? Ți-a plătit cineva vreo factură? Te-a ajutat cineva vreodată cu ceva? Și atunci? Trăiesc ei în locul tău? Nu. Te ajută în vreun sens acest hate, această atenție? Nu. Păi și... Te schimbă? Vrei să te schimbi? Vrei să fii pe placul lor? Nu. Dar eu de asta m-am... De asta mi-a plăcut la mine, pentru că am dat ca și cum importanța. Asta nu mi-a plăcut, de fapt, la mine. De asta am fost supărat pe mine. Pentru că am venit așa și nu m-am gândit. Să știi că cu cât nu-i bagi în seamă, cu atât vor dispărea. Cu atât îi bagi în seamă, cu atât vor apărea mai mulți. Mai mult decât atât, Flavius, persoanele care au puterea să scrie lucruri urâte, ei au niște probleme. Da, au frustrări. Ei au niște probleme foarte mari, pe care ei ar trebui să le rezolve cu ei. Și nu te supăra. Tu fii tu. Mergi pe drumul tău și nu trebuie să te intereseze absolut nimic. Fiți voi. Știi cum e vorba aia? Dacă te vorbește pleava, să știi că n-ai trăit degeaba. Și... Bun, ne vedem puțin mai încolo. Vă las să discutați despre atributele primite. Da. Mm-hmm. Păstrăm noi? Da. Îl punem în bucătărie. Da. Ăsta cu sexy mi-l pun și eu în frunte. Adică tu, eu ăsta cu isteță mi-l pun în frunte. Ți-ai dorit să te întâlnești cu Mihai în afară emisiunii? Ioli. Pe mine m-ai întrebat. Pe cine mai are treabă cu Mihai? Păi nu știu unde e în direcția mea de aia. Păi, în afară emisiunii acum, nu bineînțeles de ce spui. De ce? Asta este a mea și doar a mea. Normal că mi-aș dori să mă întâlnesc cu el, dar nu să fiu descalificat. Vreau și eu. Cine n-ar vrea, să fim sincer? Eu nu vreau. N-ai vrea să te întâlnești în afară emisiunii cu nimeni? Nu, mi-e mai bine așa. Eu. Iar mâncați. Nu. Lumeam. Sincer, mai vreau să mănânc, n-am mâncat nimic. Adică azi am mâncat, dar mâncăm-i foame. Ia, mai avem încă ghicitoare. De fapt, mă pun și eu aici. De fapt, nu mă pun aici, că totul mai e răcită. Era locul meu aici. Nu cred. Dragi telespectatori, nu uitați să vă susțineți favoriții. Nu uitați să-i votați la 1206. Pentru că merită, zic eu. Au arătat lucruri foarte frumoase de când au venit aici în casă, atât fetele cât și băieții. Sunt foarte sensibili și transmit foarte mult. Și merită. Merită voturile dumneavoastră, atât fetele cât și băieții. Nu uitați că dumneavoastră îi puteți ajuta să câștige săptămână de săptămână 5.000 de lei. Prin votul dumneavoastră. Favoritul sau favorita va câștiga săptămână de săptămână 5.000 de lei. Și mai mult decât atât, prin voturile dumneavoastră îi țineți și aici în casă. Pentru că cel mai puțin votat va risca eliminarea. Așadar, votați-vă preferații la 1206 cu numele fiecăruia. Fiecăruia sau fiecăruia, fără diacritice, numele lor și cam atât. Știți dumneavoastră de ce. Haideți să facem conexiunea cu băieții, să-i rugăm pe băieți ceva, să vedem dacă vor. Bună ziua! Bună ziua! Haideți, băieți! Ce faceți? Ascultăm. Am o rugăminte la voi. Da, ascultăm. Puteți veni până în casa fetelor? Da, sigur. Cu jumătate de gură la mine. Sper că n-ați glumit, doamna Andreea. Nu. O să vă rog să vă luați scaune, să vă așezați confortabil sau să vă așezați unde vreți. Uite, ai... Era... Aici erau. Dar unde să mai zici? Așa, dragă.
Stai. Stai să se va puțin. Bună. 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 Băieți, vă puteți lua scaune dacă vreți să stați confortabil. Luăm scaun? Vrei scaun? Da, aici unde era Bianca. Copii. Voi stați cu mine. Ne-am strâns aici pentru că am un mesaj pentru voi, dar și pentru telespectatori. De acum înainte, în Casa Iubirii, în fiecare zi de joi, ne vom strânge cu toții pentru a vă cunoaște mai bine, unii pe alții, dar și telespectatorii pe voi. Joia devine ziua confidențială. Care dintre voi veți extrage rând pe rând câte un bilețel pe care va trebui să-l completați cu răspunsul vostru. Vă las să extrageți bilețele rând pe rând. Vrei tu, Mihai? Bine? A, pe rând, adică. Unu, da? Da. Bun. Haideți să-l ascultăm pe Mihai. Okay. Ultima oară când m-am simțit fericit alături de familie a fost când am fost împreună toți la masă. Eu de mic am fost crescut gen împreună, am fost împreună toți. Pe parcurs s-au schimbat multe. Tata a trebuit să ne părăsească, să meargă în străinătate, să ne ofere un trai mai bun. Și nu l-am avut alături o perioadă lungă de timp pentru mine și necesit gen... Sincer, ar fi trebuit să mă învețe multe lucruri, să-mi spună, uite fiul meu, asta, așa, și mi-a lipsit treaba asta. Dar acum tatăl tău este în continuare plecat în afară, sau? A revenit de ceva timp, dar relația nu e cum ar trebui să fie.
sau cum ți-ai dorit tu. Da. Și ultima dată când ați fost la masă cu toții? Sincer, de foarte mult timp. Ei nu se înțeleg foarte bine și gen, să stăm toți împreună la masă. Adică 15 ani, cam așa. Gen, stăm împreună, dar ei nu comunică deloc. Ți-ai fi dorit să fie divorțați în așa fel încât să nu-i vedeți, nu știu, să nu le vedeți această indiferență unul față de celălalt, încât să vă facă rău? Ai fi preferat așa? Sincer, da, erau foarte multe certuri. Gen, eu cu sora mea eram mai tot timpul acolo, bodyguards, între ei. N-a fost ușor, dar... Trebuie să te materializezi mai devreme decât a trebuit. Iată. Dar te-a întărit toată situația asta? Sau ești încă acolo? Încă sunt acolo, nu? E așa mai greu, nu știu. E greu să-l văd așa, nu știu, nu-l simt aproape, nu-l simt acolo. M-ar trebui dar să fie mai dorești? Da, mi-l doresc. Dar și eu cum sunt mai orgolios așa, poate că nici eu nu fac pasul ăla să mă deschid față de el. Nu m-am deschis niciodată față de el, absolut deloc. Absolut deloc. Da, mulțumim, Mihai. Poți să iau și eu, Olanda? Duci cutiuță, trebuie un pic mai aproape. Iolanda, unul, da? Da. Cu mama n-am putut discuta niciodată despre... Wow, am nimerit-o chiar bine. Cu mama am putut să vorbesc despre chestii care poate multă lume nu a putut să vorbească cu părinții lor, deci mai ales cu mama. Dar cred că n-am putut să vorbesc niciodată cu ea faptul că cum a plecat de străinătate când eram eu micuță și nu știu, n-a fost niciodată, nu cred că s-a deschis chestia asta dintre mamă și fiică la noi. Noi suntem mai mult așa prietene decât mamă și fiică. La mine a fost mai mult așa cu bunica mea. Ea a fost mamă pentru mine. Bineînțeles că ea a mers acolo ca să-mi dea mie un trai mai bun, dar s-a pierdut relația dintre noi două. Noi n-am putut să vorbim niciodată despre cum a fost în copilăria mea. Nu știu, eu cred că tot timpul a crezut ea că banii îi totul și... Nu e chiar așa. Eu zic că cel mai important lucru este să fii acolo pentru copilul tău. Pe copilul nu-l interesează cine cumpără mâncarea sau cu ce bani cumpără mâncarea, cine e acolo să-ți o dee. Mă rog. Ai avut tot ce ți-ai dorit, dar n-ai avut-o pe ea. N-am avut nici tot ce mi-am dorit, da. Pentru că nu mi-am dorit multe când eram micuță, neavându-l nici pe tata, nici pe maică mea și avându-l doar pe bunica mea, care niciodată nu vine la o sărbare sau ceva. Și eu am mers să lucreze. N-am avut tot ce mi-am dorit și tot ce mi-am dorit a fost... Și când știam că vine maică mea înapoi în România sau așa, nu puteam să dorm cu zilele, de-aia nici nu-mi zicea câteodată că vine, pentru că știa că nu mai pot să dorm sau așa. Că eram emoționată, mă bucuram foarte tare. Dar cu timpul, nu știu. Eu tot timpul am crezut că... Bine, ea mă susține foarte mult, în multe chestii și chiar pot să vorbesc multe cu ea așa. Și când o să se uite la emisiune, eu cred că o să se supere puțin despre ce am zis. Pentru că niciodată nu am putut să vorbesc despre asta cu ea. Nu ai spus asta niciodată? Da. Aș fi preferat să fii lângă mine decât să pleci ba, pentru mine? Ba, i-am spus, dar nu o luat-o niciodată. Așa. Cum vreau eu să înțeleagă chestia asta. Mi-aș fi dorit mult mai mult să fie acolo și să fim săraci, să nu avem ce mânca și să o am pe maică mea decât să nu am deloc și pentru aia, nu știu, să am haine care nu mă interesau chiar deloc. Mulțumim, Iolanda. Mulțumim tare mult. Kinga. Eu? Aleo. Ajută și pe ea. Ia să vedem. Aoleu. În familia mea, cele mai multe întrebări despre relații mi le pune bunica, mi le punea. Părinții mei nu ar accepta niciodată ca eu să particip în această emisiune, pot să zic că acum. Da. Da, s-am zrivit. Abum. Ei știu că tu ești aici. Nu. What? Wow.
ce nu l-ai spus? A mei sunt de altă religie și nu ar accepta ca eu să fiu aici. Dar măcar să le spui, să-i anunți, să le explici? Sunt conștientă că dacă le-aș fi spus, probabil tot timpul aș fi în emisiune... Tensionat. Da, corect. De ce? A reacționat urât. Sau... Eu ceva fix, e pedicostal mai exact. Ne-am dat seama. Și la noi nu ai voie mai multe lucruri. Exact. Și... i-ar deranja foarte mult. Poate ar merge pe premiza că îi fac de rușine. Și ce știu că faci tu? I-am pregătit ușor-ușor, i-am spus că sunt la București la muncă și că oricum noi nu ne vedem, că eu m-am stabilit în Iași de aproximativ 3 ani. A mei sunt la Bistrița și nu i-am văzut din septembrie. Wow! Nici de sărbători? Nu. Dar cu mama ta? Ce relație ai? Pot să zic, foarte bună. Vorbim, doar că nu vreau să o rănesc. Și de asta prefer să mi spun că sunt aici. Dar mai am o familie la ea și vreau să spun că iubesc și ei mă susțin, ei știu că sunt aici. Ce familie? Eu locuiesc cu foștii mei șefi, pot să zic așa. Și pe eu mă simt... ei sunt familia mea, adică șefii mei le spun mama, o iubesc. Deși chiar și la casting, când ne-a cerut, cerut numărul acolo pe foaie, am scris mama mea de la ea și tata de la ea. Și crezi că pe mama ta n-ar durea să audă lucrurile astea? Știe. Știe? Da, și se bucură. Se bucură. Că este cineva care are grijă de mine, care... Deci îi simți ca și pe părinții tăi, spuneai. Da. Ei au încredere în mine, chiar mă susțin și îi spun, fă ceea ce simți. Dar crezi că, nu știu, mama ta l-ar place pe Radu? Sincer. Da, de ce nu? Radu, mulțumim, Kinga. Ultima oară când am cerut iertare cuiva din familie a fost când? Deci mă așteptam să mă ia ceva așa, să mă emoționeze de asta, nu știu. Cred că m-am luat de fumat. Vă dați seama, mama întotdeauna îmi spunea instinctul de mamă, tu n-ai cum să mă păcălești. Ea ne mirosea imediat, ne știa care cum, ce facem, pe unde umblăm. Și a văzut ceva ciudat la mine, tușea mai des, nu știu ce, ceream bani mai des, știi? Și bă, ceva e neregulă. M-am zis eu prin spate pe acolo, am fumat, a venit tata. Dea pâncare la animale sau nu știu ce să fac în ziua respectivă. Dar ce mama faci? Era acasă tot mama timpul? Era la... da, ea nu, n-a lucrat niciodată. Ea a stat zi de zi și a avut grijă de noi. Să vă crească. Să ne crească, să fim spălați, îngrijiți, curați la școală și educați din punctul șapte de vedere. La număr. Șapte la număr și cu un nepot acum, Luptule. Părăsit de mamă. Cum adică părăsit de mamă? E părăsit de mamă, n-are mamă. Cumnata... e băiatul fratelui meu. Și cumnata ta... a plecat într-o zi, ne-a mințit că pleacă până la magazin să cumpere ceva la un magazin alimentar și n-a mai venit înapoi. Pâine. La... așa se ceva de genul, da. Pâine. Cumpere pâine și n-a mai venit, nu s-a mai întors înapoi la copil. Nici în ziua de azi. Și are cu băiatul 3 ani. Și nepoțelul îi spune mamă mamei mele. Da. Că tata e ce tia de la tataie și mamei mele ce mamă. Este modelul tău în viață, tatăl tău? Da. Le-am mai spus și colegilor, nu știu acum dacă m-a luat râs sau nu, dar eu sunt asumat și pot să spun că apusus că e foarte greu să crești ația copii. Să crești, să-i ții uniți, să le oferi educație și mai ales eu am 4 surori. Niciuna nu e măritată, niciuna nu e, nu știu, undeva sau toate sunt la școală. Am o soră de alternat liceu pedagogic și de la poliție, adică cumva au primit și educație și sunt foarte mândru de ele. Sunt cu minți, sunt... și e foarte greu să întreții ația copii, să te ocupi de ei în parte, de fiecare în parte, să fie bine și e foarte greu. Și pentru mine tata chiar e un model în viață, că am muncit. Și mama nu a lucrat nici măcar o zi. A stat acasă și s-a chinuit cu noi. Iartă. Bianca, este rândul tău. Regret momentul în care i-am spus tatălui că între noi nu există o comunicare foarte bună și... De ce nu este o relație ok?
Noi am locuit în aceeași casă. Doar că nu am reușit să mă deschid cum ar fi trebuit în fața lui. Am avut o comunicare mai bună cu mama. Dar a fost acolo, lângă noi. Dar nici el nu a venit spre tine, în așa fel încât să te ajute să-ți deschizi sufletul în fața lui? Ba da, noi comunicăm, dar nu avem subiect așa mai profunde. Nu m-am dus niciodată la el să-i spun că, nu știu, m-am îndrăgostit de un băiat. Nu a existat niciodată o comunicare de genul între noi. Probabil că nici el nu a știut cum să se deschidă în fața mea. A existat tot timpul o barieră între noi doi. Dar tatăl tău ți-a spus vreodată te iubesc? Nu mi-a spus niciodată. Dar eu sunt convinsă că el mă iubește. În felul lui. Tu i-ai spus asta? Nu, nu i-am spus niciodată asta. Este genul de om care ți-a reproșat lucruri? Adică te certa cumva pentru alegerile făcute? Da. Da. Și cred că de acolo mi se trage faptul că nu am suficientă încredere în mine și îmi doresc un bărbat mult mai matur lângă mine care să mă echilibreze. În schimb, mătușa m-a sprijinit foarte mult în realizarea obiectivelor mele. Ea m-a ajutat și când am plecat la facultate, financiar, până când eu am reușit să, după un an, să câștig și eu banii mei. Cătălin! Regret momentul în care i-am spus mamei că nu mă înțelege. Când eram mai mic, consideram că e cool să fii rebel ca băiat. Să-ți faci freze, să-ți pui cercei, să... Am avut diferite etape în viață, în care am considerat că am fost rocker la un moment dat, în care am considerat că, nu știu, e mișto să-ți bagi joc de oameni. Și regret că i-am spus chestiile astea pentru că ea, de fapt, îmi spunea că nu e ok. Și eu îi ziceam că nu, că am dreptate, că eu fac mai bine, că știu mai bine despre ce este vorba. Cred că momentan asta regret cel mai mult. Că nu am ascultat-o la momentul respectiv. Poate dacă aș fi ascultat-o de atunci, acum vedeam altfel lucrurile. Dar pe tatăl tău îl ascultai? Da, ideea e că tata era mai mult plecat. Tata a navigat o perioadă foarte lungă de timp. Și nu prea aveam cum să-l ascult, că era plecat. Și când venea acasă, nu prea... Adică vorbeam, dar nu legat de cu totul și cu totul altceva. Deci nu pot să zic că am avut mai mult... Am avut parte de sfaturi din partea lui, dar marea majoritate a sfaturilor le-am primit de la mamă. Pentru că a fost mai mult acasă și mai mult implicată în educația mea. Nu-l condamn nici pe tata, pentru că a plecat să ne ofere un trai mai bun. Dar marea majoritate a evenimentelor importante din viața mea, el nu a fost acasă. Era plecat. Ești supărat pe el? Nu, niciodată. Îl respect pentru faptul că, deși am fost și sunt singurul lui băiat, a preferat să plece și să-mi ofere un viitor. Adică nu o să-i reproșez niciodată faptul că mi-a lipsit ceva. Doar că nu a fost exact ca la Iolanda, când a trebuit să fie acasă. Aia e. Și neavând frați sau surori, poate unora dintre voi de-aia vi se pare că sunt așa mai rece. Nu sunt mai rece, doar că am avut experiențe cu oamenii pe care nu au fost ok pentru mine. Adică mi-am pierdut cel mai bun prieten, mi-am pierdut o grămadă de oameni în viața mea și de-aia poate sunt mai rece cu voi. Ce te-a sfătuit mama ta înainte să vii? Să mă duc cu sufletul deschis și să n-am rețineri. Ai considerat că dacă asta e decizia mea și cred că e ok pentru mine, să o fac. Foarte frumos. Mulțumim, Cătălin. Mulțumesc. Larisa. Mamă, ce-am nimerit fără să-i văd numele. Chiar mă gândeam acum. Mersi. Dacă acum aș putea vorbi 5 minute cu cineva din familie, aș alege pe mami, noroa. De ce? Pentru că noi, adică pot să vorbesc de amândouă, că suntem exact la fel, noi avem o legătură foarte strânsă și cu mami și cu tati.
Da, noi suntem foarte mămoase. Noi când am fost mai mici, efectiv nu o lăsam să plece. Deci noi trebuia să știm unde îi. Când eram la țară și vrea să meargă până la baie. Deci noi stăteam și așteptam în geam. Ne înțelege foarte mult. Adică nu povestim chiar orice cu ea, că noi mai avem o soră mai mare și cu ea vorbim mai multe. Despre băieți, despre unara. Și vorbim noi două, între noi. Dar ea așa... E acolo tot timpul, ne susține, ne dă sfaturi ce ar trebui să facem, ce n-ar trebui să facem. Și de multe ori i-am ascultat pe amândoi. Adică vorbim foarte deschis și cu mami și cu tati. Noi așa suntem noi, când vrem să luăm o decizie, vorbim cu amândoi. Și dacă de acord, ok. Dacă se poate schimba ceva, nu. Ce sfaturi ți-a dat, v-a dat mama voastră când ați venit aici? Dacă chiar ne dorim, să facem și pe asta. Să facem și pe asta. Da. Că noi am vorbit cu ei și am anunțat. Și tati era așa un pic, chiar vreți să mergeți acolo? Zic că da, dacă se poate să mergem amândouă, nu știm dacă venim cu un băiat, Doamne ajută. Așa că ei au fost de acord, ei știu. Vorbim zilnic cu ei, chiar vorbim. Când am vrut să plecăm, tati mi-a sunat și ne-a zis că dacă am intrat în horă, o jucăm. Stăm aici. Mulțumim. Dori. Îmi dai, te rog frumos, și mie. Da, dacă îmi voi găsi jumătatea în casa iubirii, prima dată voi anunța pe ai mei, normal. Da, dar pe cine? O să sun într-un singur loc. Prima. Ce vă povestesc, eu mă povestește și ea. E grag la fel cu acelea. Deci mami, cel mai... Nu, pe sora mai mare. Nu că ea e cu bărbatul ei și poate are treaba atunci și mi-a. Deci ce vorbim, cel mai des vorbim cu mami. Tati, tot timpul și tati ne întreabă, ne dă sfaturi, una alta ne mai întreabă, că e curios. Dar ce vorbim cel mai des, mami. Bun, Clavius. Mulțumim, fetelor. Cu tata n-am putut discuta niciodată despre. Adevărul e că am o relație foarte strânsă cu ai mei. Pentru mine familia vine prima dată. Și am putut discuta de fapt despre orice. De la orice vârstă. Sincer, sunt foarte, foarte sincer cu ei, foarte transparent și n-am nicio treabă și mă înțeleg. Adică tata e ca un frate mai mare pentru mine, niciodată nu m-a judecat sau nu mi-a zis... Ce frumos! Da. De exemplu, când aveam 16 ani, ziceam tatălui meu, pot să-mi trezi de la lucru ca să vin și eu cu o fată acasă? Și îmi zicea că da, m-a ajutat tot timpul. Bun, dar întotdeauna când ai un prieten bun, 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 bun de tot, prietenul ăla vine și cu critici. Vine și cu, nu știu, nu reproșul, dar critici sau, nu știu, sfaturi. Mă critică că îmi spun că nu sunt, că nu mă focusez în de ajuns pe mine și mă las așa purtat de chestiile astea mărunte, care de fapt nu mă ajută în viață. De exemplu, am ratat o grămadă de oportunități în cauza, nu știu, să merg la petreceri și să stau cu fete. Fără nicio... Și nu m-am gândit. Și nu m-am gândit absolut deloc. Și regret acum, dar regretele sunt tardive oricum. Care e cea mai mare teamă ta în ceea ce privește familia? Am avut un accident de mașină când eram mai mic. Am cu ei, ne-am răsunat de 4 ori cu mașina pe câmp. Și atunci mi s-a părut că am renăscut ca și familie. Și nu știu, cea mai mare teamă e să pierd pe cineva dintre ei. Adică n-aș putea să trăiesc dacă... Nu știu. Nu vreau să mă gândesc la asta, sincer. Gata, ne mai gândim. Mulțumim, Flavius. Mulțumesc. Corina. Nu ești aici cu noi. Hai, trage bilețel. Știi ce urât e afară? Imaginează-ți. Abia aștept să văd cât de urât e afară. E și aici frig. M-a durut când mama mi-a spus că... Asta cu tata pentru mine.
mica mea. Și dacă era totul roz cu mama și cu tata, și-a avut camera mea, cum pentru asta a stat până la urmă cu el. Și eu trebuie să zic mereu că viața mea e roz. De ce? Prefer să mă creadă lumea aficioasă, arogantă și așa. De ce te interesează ce crede lumea? Mereu m-a interesat. Mereu. Mă duc cu explicații. Poate că nu vrea să pară Vreau să fiu cea mai dură, vreau să fiu cea mai... Eu pot, eu nu sunt sensibilă. Eu acasă plâng singură. Eu mă duc la psiholog. Nu că sunt nebună, ci pentru că am nevoie să vorbesc cu cineva care nu mă cunoaște, să-mi dea un sfat bun pentru mine, să mă cunosc eu. Să-ți dau un sfat pe gratis? Tu treci prin toate momentele astea pentru că nu vrei să fii tu. Știu, nu vrei asta să mi-a fii zis. Liberă. Lasă-le să iasă. Lasă-le să ia... Dacă vine lacrima, lasă lacrima. Dacă îți vine să țip, țipă. Dacă îți vine să spui ceva, nu te plac. Sau nu te vreau. Sau nu-mi place așa. Sau nu știu, am trăit așa. Fă asta. Cu cât suntem mai liberi, cu atât ne simțim mai bine. Să-ți faci rău, încearcă să-ți faci bine. Încearcă să-ți faci mici. Faci de furnică. Știi că încerc să-i fac de 2 ani, 3 ani. Încă sunt la pașii de furnică. Schimbă psihologul. Mamă! Iertați-mă, Ștefania. Te rog. Oh, mă cred. Ah, mi-e frică. Oh. Nu? Nu? Ce scrie acolo? Nu vreau să vin să schimb subiectul. Dacă n-am citit asta, m-am gândit la cineva din familie, bineînțeles. Că ultima oară când m-am certat cu cineva din familie a fost... Era o poveste atât de lungă. M-am certat cu tata. Eu cu tata n-am deloc o relație bună. Eu n-am mai vorbit cu el de luni de zile. Și ai mei sunt despărțiți. Iar eu stau cu mama și cu sora mea. Și tata nu s-a ocupat deloc în educația noastră, în creșterea noastră, mai ales de când s-au despărțit. Au denigrat-o foarte mult pe mama, care chiar a fost lângă noi și ea și-a refăcut viața ulterior. Tata a fost deranjat de lucrul ăsta și a început să-l jignească, să mă jignească. A început să fie violent și ultima oară când m-am certat cu el, eram acasă singură și a venit peste noi și a început să țipe peste mine, de fapt că eram singură acasă. Și am început să țipe și am zis, te rog frumos să pleci, că nu mă simțeam deloc bine, prea urmă lui, mi-era frică, efectiv. Și am început să fie foarte violent. Și în momentul ăla am sunat la poliție, dar nu, poliția n-a făcut nimic. Și atunci am făcut un atac de panică foarte mare și am ajuns în spital, mi-a fost foarte rău. Câți ani aveai? S-a întâmplat recent. Acum câteva luni. Mama ta cum este? O femeie foarte puternică. Și mă înțeleg foarte bine cu ea. În absolut orice problemă pe care o am, eu comunic ei. A venit cu tine la casting? Da. Am luat face, hai mami, ești mare, te duci singură. Nu, vii cu mine. Ha, pentru că ai vrut tu, nu pentru că a vrut ea. Ok. Hai mami, că nu stau, ești mare, nu vii cu mine. Nu. Da. Cu ce te-a jignit tatăl tău? Ai, nu pot să reproduc cuvintele pe care le-a spus. Care să-l determine sau pur și simplu? Niște probleme cu... poliția și așa. Și după ce s-au despărțit, el a început să o amenințe pe mama mea că dacă te prind pe stradă, te omor. Dacă mergi pe stradă și uite, o să vine cineva, aruncă cu acid, multe amenințări. Și mama s-a speriat și l-a dat în judecată pentru un ordin de protecție care nu i s-a acordat. Și el tot a venit peste noi în casă, a creat un disconfort, a început să facă niște probleme la casă, să ne taie centrala, căldura, tot. Noi o lună de zile am stat cu un calorifer. A fost foarte greu momentele alea, dar
n-am vrut să îi arăt asta mamei sau surorii mele, că mai am o surioară mai mică. Și am fost toate unite. Nu a vrut mama să se mai împace cu el și de la asta a pornit totul. Adică tata pe Facebook, iubita mea și acasă mă jignește, dă-n mine. Și nu de acum, el mereu, ci eram mică, el era cu bătaia non-stop. A fost groaznic. Și când s-au despărțit, am fost cea mai fericită. Nu îl mai suportam deloc, nu pot să spun că e tată, nu pot să simt că îl iubesc. Ai putea să-l ierți vreodată? Niciodată. Nu pot. Pentru că el nu a putut să se apropie de mine cu absolut nimic. Și de când m-am certat acum ultima oară cu el, nu. Și nu e prima oară când nu mai vorbesc cu el. L-am iertat acum ceva timp, acum câțiva ani, fix când s-au despărțit. Pentru că totuși vinea pe mama și eu nu mai suportam stresul ăsta. Adică el mereu mă băga la mijloc în toate problemele lor. Și a fost groaznic. Îmi pare rău. E ok. Mulțumim, Ștefanie. Sorin. Așa. Când i-am anunțat că merg în casa iubirii, părinții mei mi-au spus că ești nebun la cap. Da. Adică nu pot să zic că au fost de acord în totalitate cu lucrul acesta. Văd așa, pe de o parte, imatură decizia asta, dar ei întotdeauna m-au susținut în tot ce am făcut. Ei sunt obișnuiți, noi am trăit la țară, suntem obișnuiți cu munca. Noi am muncit întotdeauna, de la începuturi și până în ziua de astăzi. Și ei consideră că trebuie să mergi la muncă de dimineața până seara, ba în construcții, ba la câmp, așa mai departe, ca să poți să reușești. Sau niciodată, chiar și în decizia mea de a fi antrenor personal, nu pot să, adică m-au susținut, dar le dădea cu virgulă cumva și tot așa și aici. Dar eu consider și cred 100% că ei sunt foarte mândri de mine pentru tot ce am realizat și dacă o să mă vadă și o să mă vadă aici fericit, o să fie maxim de fericit, ba chiar mai mult, chiar mi-a zis că vezi cu cine vii acasă sau așa, dar să nu ai grijă pe cine mi-aduci acasă. Și nu, în momentul de față nu au o problemă cu asta. Deci vreau să vă spun, în momentul în care am plecat de acasă, m-a dus fratele meu la aeroport, era maica mea aici la poartă plângând, vecina mea peste drum, cealaltă vecină și cealaltă vecină. Da. Și taică mea a plecat în Austria, a venit acasă weekendul ăsta, a fost plecat 6 săptămâni și a fost și ziua lui de naștere. N-am apucat să-l sun și să-i spun la mulți ani, pentru că nu ne-am prea întâlnit cu timpurile așa. Îi transmit aici la mulți ani, tată, te iubesc și pe mama la fel și sper să reușesc să-i fac mândri în continuare. Mulțumim, Sorin. Mai avem 2 persoane. Cristian și Robert. Hai, curaj. Ia ăla și să nu mai tentezi încă o dată. Ok, lasă aici. Dă-mi și mie pe celălalt. Ok. Ah, sunt mai multe? Mm-hmm. Răbdare. Nu-l citi, așa. Cristian. Dacă mama ar fi aici acum, ea spune... Cristian. Dacă mama ar fi aici acum, ea spune... Nu știu, adică nu am... Cu maica mea vorbesc mai mereu, îi spun cam tot. Mă susțin ambii părinți și fratele meu la fel, și bunica și toată lumea, mă susțin în orice ce vreau să fac, chiar dacă e tâmpenie, spun că nu e bine, dar dacă eu sunt că pot și vreau să o fac, mă susțin. Și, nu știu, dacă ar fi maica mea aici, spune că m-am îndrăgostit. Da. Cum arată mama fata asta de care te-ai îndrăgostit? De mesajul mamei. Și acum s-o dau pe spate, e model. Îmbrăcată în roz. Da, și îmbrăcată în roz. Și o să aibă timp de tine? E serioasă? E cu minte? Cu minte e și e serioasă la fel. Eu cred că e serioasă. Nu știu exact ce vrea. Am văzut că e și copilăroasă, am văzut că e și matură
acum referitor și la partea asta de care povestea înainte. Și nu știu, eu, după cum mi-am povestit și în Camera Roșie, am avut parte până acum numai de femei, să spun așa, adică foarte mari. Și acum e o provocare așa să dau șansa sau să-mi dau mie șansa să cunosc o persoană de vârsta mea. Și crezi că mama ta o să o placă? Mama, dacă mie îmi place de cineva, îi place și orice ar fi. Și se mulează de orice persoană. Adică și dacă îi duceam o femeie de 45 de ani, ea era de acord pentru că eram fericit. Nu are nicio treabă. Și taică-mea la fel, și frate-mea la fel, și toată lumea. Atât timp cât eu sunt fericit, sunt și ei fericiți. Cu drag. Robert! Da. Din familia mea mi-aș dori să mă susțină mai... Bă, va face fericit, asta înseamnă să fii fericit, să te simți iubit, să iubești. Mulțumim, Robert. Cu mare drag. Vă mulțumesc tuturor pentru sinceritate. Sunteți curajoși. Sunteți frumoși. Sunteți maturi. Sunteți deștepți. Sunteți puternici și veți fi din ce în ce mai puternici. Trebuie doar să vreți. Vreau să vă felicit. Și vreau să-i rog pe telespectatori să vă voteze, să vă voteze în continuare și să vă susțină, să vă susțină pentru că meritați. Vă mulțumesc enorm pentru că ați avut curajul să fiți vulnerabili în fața mea și în fața camerelor, în fața telespectatorilor. Sunt sigură că acum vă vedeți altfel. O să vă ajute foarte mult aceste zile de joi în care ne vom întâlni aici și vom vorbi despre diverse subiecte. Vă
Consider că familia a fost subiectul cel mai important, dar vor fi și alte subiecte care sunt și ele la fel de importante în ceea ce vă privește. Dragi telespectatori, vă mulțumesc tare, tare mult pentru că îi susțineți, pentru că îi votați, pentru că îi apreciați și pentru că sunteți cu ochii pe noi în număr mare. Vă mulțumesc tare, tare mult. Vă doresc o seară minunată, să fiți la fel de curajoși și cu ei și cu mine vă revedeți mâine de la ora 10 aici în Casa Iubirii. Seară minunată! Felicitări! Bomba zilei! S-a sărutat, nu pupa, s-a sărutat Bianca cu... Ne-am văzut, nu ne-am pupat, ba ne-am pupat aici, dar știu că nu e regulă. Nu în afara caselor. Ai voie să-l pup pe aici? Nu există! Nicio atingere în afara casei. Nu cumva să spui la cineva că m-am pupat, că te omor. Așa ai spus, Bianca. Bianca, e lacriminos? Nu suport să spună cineva un lucru care nu l-a văzut. O femeie, dacă își dorește un bărbat, luptă pentru el. Vom vorbi direct de descalificare.